ce din astea. Mare jignire, Livian. Nu, că nu e jignire, tocmai e ceva penibil. Și... Da, penibil, da, ce din astea urâte, penibil, stupid. E un fel de declarație de război. Un... Și Bianca i-a măzgălit poza, știi? Da. Dar bine, da. Nu era în casă. Era înainte și genul de senapia și nu s-a dus să-i rupă poza. După ce au făcut ea declarațiile pe care le-au făcut. Da, genul a fost un răspuns. Bianca Joca nu s-a apucat să... Declarații șocante. Băi, mi-e sete. Dar ce aveți cu... Adică voi o știți mai bine pe Bia, ce... Nu, numai ce... noi o știm mai bine. Că n-am înțeles afirmațiile, adică știi ceva de înainte sau... Adică e asigurat, e la siguranță ce ai zis sau e doar din auzite? Că și asta e o chestie. Tot ce facem noi și ce spunem și ce declarăm este fondat în cazul ei. Adică am înțeles. Pe asta, că nu știam că să știu și eu. Este o bază pe care afirmăm niște chestii. Care... Dar am o chestie altceva care vreau să zic și eu, dacă, dar nu jignire sau ceva. Zic, nu e frumos să, în general, ca un bărbat să acuze femei că se culcă cu alți bărbați sau... Păi tu nu vezi zic... că am acuzat pe mine? N-are legătură. Eu vorbesc noi, din punct de vedere nostru, al bărbaților. Înțelegi ce spun, Bogdane? Da, înțeleg, femeia poate să spună multe chestii și poate să facă multe chestii vestuți de bărbat, dar niște chestii că pare un bărbat trebuie să le facă. Nu, aici nu, eu nu zic că n-ai dreptate. Eu de la început am fost cu bun simț și cu fetele. Dar nu trebuie să te și fiindcă am fost cu bun simț, fetele au tădat, au tădat, au tădat, au zis, bă, las că el nu zice nimic. Și până m-am enervat și am dat câteva semnale că, nu. Da, dar de ce să te cobori tu la nivelul lui, de exemplu? De ce să fii tu la fel ca ea să începi să jignești? Trebuie să înțelegi un pic cum e aici fizic. Am înțeles ce zic. Dar trebuie să mai stai cu o săptămână și o să dai. Da. Nu, dar ideea că dacă te ceri cu o fată, crezi că te ajută sau te simți mai bine dacă îi zici ceva, că a fost cu mulți bărbați? Nu știu, te întreb, că-s curios. O faci să tacă. Adică să înțeleagă că tu nu vezi că ceva. Mai rău face, zice că să nu, nu. Ea nu face așa ceva. Că... Femeile, oricum, ele, orice le spui, ele tot o să zică pe al lor, înțelegi? Dar dacă îi spui ce trebuie, o să tacă, da. Știi că dacă vorbești mai mult, nu-i bine. Am înțeles, gen o constrângere, să spunem. Nu constrângere, mică. Ci mai degrabă o avertizare. Da. Cum zice, dacă o să mai stai o săptămână, o să vezi, o să fii, știi, limpede tot. Dar trebuie să vezi gen după aparențe, că ce prezintă nu are nicio relevanță. Obișnuit cu femeile, crede-mă. 90% sunt aparențe. Primele... Da, în halul ăsta, nu știu, nu cred că poți să te înșeli în privința unei femei. Adică... Ambalajul și ca și cum ai lua o... Nu știu, un produs expirat și le pun într-un ambalaj care zice că încă e valabil, știi? Eu am înțeles, dar știi ce vreau să spunem cu bătaie mai lungă, de exemplu? Că niciodată în viață, dacă te ceri cu o femeie, nu se rezolvă nimic. Înțelegi ce spun? La asta mă refer, ca bărbat. Deci nu e viață. Da, nu, eu zic în general, nu da asta neapărat acum. Zic așa, că nu, o ceartă cu o femeie nu te duce la nimic bun, pentru că femeia o ține tot pe ei toată viața, înțelegi? Și tu, cum ai spus tu, vezi că ai fost cu... Nu o să convingă nimeni, o să zică, băi, ești nesimț, ții cum? Ia minte continuare, că așa e femeia. O faci să oprească, nu toate, dar zic. Înțelegi ce vreau să zic? Adică de eu nu mă cer cu femeie în general, dacă văd că o ia pe o lasă în pace, că n-ai ce. Degeaba îi spune sau ceva, că tot ia pe aia o ține. Știi ce spun? Și poate ți-o mai orgolios sau așa, dar nu suport. Păi nu, că și eu sunt foarte orgolios, dar am ajuns la concluzie prin experiență și în astea am zis că n-ai ce să faci. Depinde, dacă tu ai fapte, ai argumente solide și ai dovezi și așa, n-are cum să te mintă cu dovezi în față și nimeni. Dar acum că a venit Bia, ea nu are cameră roșie? Ea nu poate să cheme? E galbenă. Ei, nu e concurentă nouă, adică ca și cum da, au avut niște probleme. Am înțeles. Era culmea să aibă cameră roșie, să te cheme pe tine. Mă ducem, pe ce facem că e camera roșie? Da, păi sigur, sigur pe el îl chema. Păi de-aia zic, da. Dar s-o atace pe Bianca. Avea două camere roșii. Între voi doi. Că avea două, dacă ne chemam amândoi. Păi, clar vă chemam. De ce? Ca să atace pe Andra și pe Bia. Era scuze, nu. Deci nu vrei să știi cât mă amuză situația asta. Dar cum, frate, să vorbești așa, iurea? Foarte urât. Dar știi, ei... Dar nu știu ce se întâmplă cu Livian. Tu ai făcut o replică pe internet. Ce se întâmplă? Așa ceva l-am făcut mai departe. Este Bianca, nu se frică că dacă vine Bianca... Vreau să zic că până acum am fost obișnuită. Cum ai zis, j-ador Bogdanilor de senat. This is the real face. Dacă tu n-ai bunul simț, ce treabă o să... Da, n-ai ce să faci. Asta aici. Dacă chiar vreți să faci... Livian, dacă tu continui așa, să știi că o să plâng tare de tot. Săraca de tine. Așa cum ai plâns și la telefon. O să plâng tare de tot. Așa cum ai plâns și la telefon. Da. Lăsați-ne cu teatrul ăsta. Mi-e venit să-mi torn energizantul ăsta în cap singur. Din ură se naște iubirea. Din ură? Damn, Danny. Bravo, Livian, ai zis. Schimbați cadrul ăsta, vă rog. Din ură se naște iubirea. Te iau eu cadru. Așa, Bia, schimbă. Și Bogdane, nu vrea să stea în cadru cu tine, frumoasa Bia? Hai de aici. Cum? Nu vrea să stea în cadru cu tine? Frumoasa dorme. Frumoasa Bia? Veniți să-mi torn ăsta în cap. Un compliment. Veniți să-mi torn ăsta în cap.
Nu, mai bine tornă pe ea să prindă ea aripi să plece. Bine! Mă, băieți, noi trebuie să dăm dar un oricum, exemplu. Nu, dar nu, Livian, Livian, dar nu, stai liniștit că nu... Nu-și faci cuib foarte mult aici în casă. Stai liniștit. Deci nu vrei să știi că sunt iartă acum, nu vrei să știi. Ha? Deci nu știu, că o să avem o zi lungă, vă spun acum. Sunt fiartă rudă. Tată, tot ce simți te spune. Nu, mai bine, tot ce simți să fac, că dacă fac, bine. Nu, măi, ok, te cerți, v-ați făcut una la alta, nu se bagă, deci nu-i dispare. Da, da, acuzat-o că e... Dar să vină Liviana aici, ai vrut să vină Liviana, aici să bage. Acuzat-o că e femeie ușoară și... Da, să vină aici, așa. Face rău singur. Nu mă zic. Probe la dosar? Dar ce fată, dar normal, dar spune, cum a acuzat-o pe mine, fără... Serios? Pe bune, nu, am înțeles. Păi, dar am înțeles, dar eu nu am de ce să o fac acum. Crezi că oricum nu e nimic adevărat din ce spune el, despre ce vorbim. Am înțeles, dar nu e frumos. La dosar, mie nu mi-ar plăcea să se vorbească. Da, da, ia început. Dar ce poți să-i spun acum, ce poți să fac? Nu, tu nu-l ataca cu aceeași monedă. Da, asta zic. Dacă vrei să-i de aici, ai probele. Ce să-i zic? Ce să-i spun? Da, să-i ia de sine apoza, stai puțin. Să-i spun eu lui, pe bune. El știe foarte bine, nu am să-i spun. Ce să-i spun? Bă, de ce mi-a desinat poza? A, pe așa am vrut. Ok, asta îi spunea. Ce îi spunea? Scuză-mă? Nu, păi logic. Bă, dar lasă-l mă să zică ce vrea el. Ce vrea el să zică? Da, 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 bineînțeles. Tot, vorba lui. Tot să zică. Mai înainte, și eu am și spus să-mi fi desenată mie poza. El avea pretenții că un bărbat, domne, nu se comportă așa, nu face așa. Păi, fapt, voi nu înțelegeți că s-a prefăcut, vă chiar nu vreți să înțelegeți. Da, acum... Da, înțelegeți, ăsta e caracterul lui, de fapt. Nu știu, dar tu, de exemplu, ca și femeie, să fii cu, împreună cu, ești împreună cu Bogdan, da? Și acum alegi să plece din casă, să plece două săptămâni în vacanță și ea să spună pe site-urile de socializare că s-a îndrăgostit de Bogdan și pentru asta a plecat, pentru că ea suferă după Bogdan. Și eu zic, bine plecat. Exact. Și după aia când se întoarce oarecum, aruncă așa câteva săgeți. Nu te enerva. Te enerva, clar. Adică dacă stai un pic și... O înțelegi, poate e ok și din partea ei, dar și din partea Bianca. Adică înțeles, tocmai de asta trebuie și în partele două. Tocmai, dar are gură, știe să se certe, știe să dea replici. Deci nu e un copil de 3 ani, da, are tare. Poate nu vrea să se bage, nu? Nu vrea, ea nu vrea să se certe. Poate nu foarte tare. Cred că scurtezi termenul până în gală. Da, clar, clar. Păi eu zic că până în gală s-ar putea să knock-out, dar... Mă, eu mă uit tot, mă uit la ceas, eu cred că nu se termine episodul. Da, azi e bătaie, sigur. Pe șocau, tăci și tu. Băi, frate, dar eu nu înțeleg. Poate nu citesc, eu citesc cu oamenii repede de obicei, știi? Ce sunt astea, frate, replicile astea? Livian, să știi că dacă mă dezamăgești, o să plâng foarte tare. Asta a fost ironie. Nu. O să o cunoști și o să vezi că când zice așa, chiar zice. Adică ea așa vorbește și așa se exprimea, ca în filme, ca în desene animate. Mie mi s-a părut ironică la și mie. Știu, și mie la început tot așa. Credeam că, băi, ironie, nu-i greu să dai seama de pe tonul ei. Da, nu. Păi și ce vrei să zici? Că îl iubește pe Livian? Sau are ceva pentru el? Sau? Mă, are o dereglare. Exact, am vrut să zic și eu. Am un sincer bine. E doar un orgoliu și asta face acum, atac. Nu, frate, eu cred că are personalități multiple. Pe exact. Declară că gen, îl place și altă personalitate. Cam filmul mai devreme Livian sau Iulian, cum te-o mai asta chema. Asta e problema. Păi stai, mă, frate, ești îndrăgostit de un om care nu știi cum îl cheamă sau cum, Livian. Poate e și aderutat, mă, că e mică. Nu, n-ați cunoscut, o să vedeți. Câți ani are? O să vedeți că e... 22? E foarte, foarte complex, așa ca om. 20, 21, pe acolo. E mică, mă, copil, ce vrei. Bun, și m-am băgat eu pe... Cu ce m-am băgat? Nu știu, adică atâta timp cât vezi că un băiat este într-o relație, cu... păi cum te zic că să placi? Sau nu ai, frate? Poftim, da, noi, care are... Da, lasă, Mari, tu! E vorba de... Nu știu, ea iurea. Păi așa zice că-i dă un papuc în cap, lasă, ce înseamnă? Dar eu nu iau apărarea ei. Dar noi te întrebi că s-a băgat în relație, mi-a plăcut. Eu ce zic, e vorba de feminitate. Adică chiar dacă l-a plăcut, dar eu nu iau apărarea nimănui. Dar zic că a fost și vina lui Livian. A fost și vina lui Livian că i-a dat dursa. Dacă e vorba de ce-o vină, Livian. Pentru că nu l-a obligat, păi hai să ne vedem cât timp. Bun, o și-i spus. Livian a văzut pe ea că stătea cu Jador, a zis clar, femeia asta nu-i pentru mine. Și după și-a îndreptat atenția către Bianca. Bianca i-a demonstrat mai multe lucruri decât a demonstrat. Nu e adevărat. Păi dacă nu știi mai bine ca și mine, exact așa. Nu e adevărat. Uite, de adevărat. Pentru că eu știu că dar știu că Livian, știu că o ieșit cu ea, am văzut Bianca ce s-a întâmplat și exact așa. De vineri până sâmbătă și-a dreptat atenția, gata. Dar pentru că lui
ea nu-i plac genul ăsta așa de femeie, atât timp cât vezi că eu stau cu tine și vorbesc cu tine, n-ai voie să... Mari, nu știu dacă mă crede. Deci îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat de așa ceva. Deci voi chiar nu mă credeți, deci nu așa pasă. Ceva așa ceva mai parte de viața pasă, ta. Nu-mi pasă. Așa ceva nu se mai parte. Dar de ce? Păi atunci, când ai zis că îți place de el, stai cu minte, tu nu știi. Deodată ce ți-a plăcut de el, n-ai cum să zici așa ceva. Când ea nu a... Din punctul meu de vedere, Livian chiar clar că l-a prețiază, dar am avut un bărbat foarte matur, n-ai cum să zici că am scăpat de așa ceva. Am avut și am. Nu o să mai ai parte niciodată. Dar nici nu vreau. Compatibilă, poate restul nu sunt atât de ca asta, nu e o chestie de judecat. Nu-mi pasă mie, doamne, eu spun, e normal așa ceva. Privința mea, normal că se comportă frumos, nu-mi pasă de ei. Tocmai să spun, nu, eu n-am mai avut parte de așa ceva. Oricum, asta mi-am și dorit să mă atace, pentru că... Dar păi eu știam că tu asta îți dorești, eu îți ofer acum ce îți dorești tu. Dar ce ați oferă, fată? Mă ofer rău, aștept rău. Înainte se certa doar cu voi, cu mine nu se certa, uite, acum se certă și cu mine. Păi eu știu că tu asta ai vrut, eu știu că tu ai vrut conflict cu mine și eu asta vreau să-ți ofer. Da, Bianca, aș zis de când erai acasă. Serios, să zic. Că asta e să vezi că vine Bia, vine pornită pe... Ți-am uzgâlit poza că știam că o să faci și eu știu tot ce o să faci. Și ți-am zis. Pentru mine e distractiv. Ți-am mirosit toți pașii. Ți-am zis că așa o să se întâmple. Da, te-a să și pregătită. M-am ideile așa. A, trebuie să te pregătești înainte. Ți-a trebuit pregătire. Da, a trebuit pregătire. Mi-am dat seama instant. Oricum e obișnuită cu lucruri din astea. Mi-am dat seama instant de scopul tău. Și eu vreau să-ți ofer ceea ce ai nevoie. Bă, n-am niciun scop. Fiu dragă, bune acum, că n-am scopuri să mă cer cu tine sau ceva. Eu nu știu ce că am vericut. Doamne, dar trebuie să fii mai ești bine, nu mai mă lași în pace. Sper că ai înțeles. Ai înțeles direcția. Proastă mișcare. Fiecare zi, dar lasă-mă. Ai înțeles direcția. Obsedatule, lasă-mă, dată în pace. Doamne, nu te mai suport. Pentru că eu sunt italiano. Vedi că el mio nome da Italia e... Lasă-mă, să zic numele meu din Italia. Da, ce cu tine? Ce vorbești, mă, nu te înțeleg. Ai grijă, Livia, ce vorbești. Doar trebuie să mă înțelegi cel mai bine. Ai grijă ce vorbești. Miau, miau. Miau. Bine, o să vedem acum după ziua ai grijă ce vorbești. Miau, miau. Ai grijă ce vorbești. Cercușor, ușor. Ai grijă ce vorbești, băi, băiatule. Eu numai ți-am zis reclama de la ai. Ai grijă ce vorbești, au. Bunicu. Vezi tu de iubita ta, nu căutat pe viață. Nu mai băgați voi susuiala. Care susuiala? Ca bătai, bătai limba aia dificată. Și tu dacă am dat cu părerea. Bătai limba aia dificată. Să nu mă faci să zic continuare. Aoleu, frate, ușor. Livia, nu mai ce agita. Ușor cu mine că vă dau un bocicu. Dar nu e ușor, nu stau ușor. Ca și cum n-ai nimic la mine. Nu se poate așa ceva. Nu se poate trăi aici. Când vă caut pe la box, plin. Da, nu, dai-o la asta, chiar, hai, te rog să spui, chiar te rog să spui numele, că nu știu la ce te referi. Te nu rog, te implor. M-am pus pe off. Dar te implor m-am pus pe off, ba, pe spate white. Dar te rog, când ai ceva de spus, eu chiar vreau să spui. Dacă ai ce spus, spune până la cap, hai. N-am. Pe atunci tași din gură, tași din gură. N-am. Păi știu că nu ai, că inventezi. Da. Dacă ai ști, ai spus. Da, să vezi după reacția ta. Un nume. Vezi după reacția ta. Deci chiar nu știu la ce zi. Andreea, vrei să facem un pact? Gata și gata. Și gata. Nu ne te-ai cam plictisită? La fel și cu Bia, la fel și cu Bia, la fel și cu Bia. Dacă nu, tot încerc să găsești ceva interesant. Știi cum? Nu părerea. Deodată. Andreea, nu te-am spus să-ți termine gura. Vreau să văd niște înțepături mai frumoase, nu așa. Ceva mai... Vreau ceva stilat. Acum aș vrea ceva să spun despre el, să spun. Uită-te la mine, nu? Are și el dosarul așa la mine. Și eu am dosarul așa despre tine. Vai, Doamne! Dai cu minte! Vai, Doamne! Dai cu minte, atât spun. Îl iubesc, îl iubesc, îl vreau, îl doresc, îl iubesc, îl vreau, îl doresc. Ioi, puneți careva un beat. Da. Să fac și ritmul. Îl vreau, îl doresc, îl vreau, îl iubesc, îl vreau. Ai crezi tu că ai voce, dar nu ai. Alte femei, e al meu, e al meu. Dar tu crezi că ai voce, dar nu ai. E la mine, e la bine și la greu. Omul ăsta inventează, că am vorbit de urât, e fost mai. Păi după reacții... Tu știi ce ai de făcut, nu? Știi ce ai de făcut, nu? Da, știu. Atunci pune-te pe mult. Acum o să pune astăzi, dacă am spus odată să tacă și nu tăcut, o să vadă el acum. Lui italian. Vreți? Chiar dacă aveți iubit sau cine, fiecare dintre voi, cine crede că e cel mai frumos? Iubitul meu frumos, că nu după aia vă spune... Ena. Păi să fiți și o să inventezi despre el? O să vedeți. Anaconda. I-am spus să citeți... Ba, eu nu l-am menit, o să-i spun ce am de spus. Cu mine să termine, că nu îți iau nimeni drum. Deci aibă cu iubita lui, nu cum e, dacă îmi dau cu părerea despre că s-a schimbat, de ce e ciudă? Păi și el și-a dat cu părerea, extraordinar, mai avem voie să ne cu părerea.
Că ești, ai prefăcut la început, ești fake. Și după ăsta ești tu, a demonstrat caracterul tău. Acceptă-ți-l și du-te înainte. Că și cum mi-o face toată lumea mahalagea, că... Toată casa e cam pornit așa. Ca sezon trecut, adică... Pe mine? Serios? Și chiar mă crezi că nu sunt stare să rezist. Ah, adică au fost adică 13 persoane mari. 13. Oamenii ești sunt diferiți, Bianca. Ești inteligentă, dar au fost 13 persoane. Și ce ai rezolvat? Ce ai făcut dacă au fost 13? Ai tot plâns pe la tot colțul. Ce da, am rezolvat. Nu ai făcut nimic. Uite că am câștigat, uite că sunt aici, ei sunt acasă. Ești adică drama, să nu vă gândiți că toate astea tot să le plătești într-o zi, că există un Dumnezeu. Păi, spune o pe toată lumea care tu ai păcălit cu lacrimile tale, tot să plătești. Dar nu vezi. Am păcălit pe nimeni, ba, da, maxim. Păi am suferit. Ai suferit. Că tocmai ai spus că am suferit. Ai și suferit, da, și te-ai și prefăcut. Am suferit, logic, am suferit. Am plătit pentru ce mi s-a întâmplat. Că păcălești am de acasă pe mine. Am luat de la zero. Am văzut. Dacă ce război și te ceri cu femeile, nu-ți băga bărbat, că e ca o țață și pierde bărbăția. Nu am început război cu nimeni. De ce n-am început un război cu ea? De ce n-am început un război cu ea? De ce n-ai început? Tu ți-ai căutat tot cu toate. De la început ai spus că nu-ți place de mine. Și adică cu tine are șanse? Cu mine? Cu mine ești? Cu mine are șanse cu Bogdan. Dacă nu îți spun eu că începe așa. Ai avut o luptișoară. Nu spun eu 100%. Dar nu am de ce să mă cer cu ea, e cu Bogdan. Ba da, ori de câte ori ți-a spus ceva, n-ai reacționat. Dar aduceți-vă aminte ce mi-a spus mie la început. Că nu-mi place de tine și știi de aceea din cauza lui Bogdan. Păi foarte bine, știi. Păi da, și tu erai așa. Mă, nu te mai ataca. Păi și tu ai știut foarte bine că dacă îți place de mine, intri în conflict cu mine. Așa, corect? Păi știut. Păi asta ai căutat. Nu știu, dar de ce ți-i ciudă pe un om dacă... Dar cine a spus că mi-e ciudă dacă eu îi ofer ce dorește ea? Nu, la început ai zis că trebuie să mă, dar nu vă suport, de ce vă place Bogdan? Păi dar ce om slab ești? De ce? Cum să-i spui așa ceva? Păi tu aveai curaj să-ți ții față. Păi eu n-am cum. Păi tu ai avut curaj să-i spui în față, Paule, că nu suporți că nu-l place pe Jador, de exemplu. Eu? Dar nu-l plac. Adică de din casă, sifon gen? Păi, tot, frate. Să laudă cu orice chichiță mică, să laudă. Deci dacă aveți secrete, nu-i spuneți lui Bia, asta e concluzia. Sau dacă vreți să afle ceva, îi spuneți ei, nu? Da, am învățat greu lecția asta, da. Nu, că nu mă interesează să nu faci neapărat, da. Dacă vreți ceva să se audă afară, dați ei informația, nu? Asta e ideea. Mie nu-mi plac chestiile astea, să jur dacă îmi plac, da. Bă, dar vii în casă și știi că... Pe aia, ai vis-o pe scandal, ce? Vii pe scandal și s-o pus fix în mijlocul lor acolo, adică... Acapara centru. Da, din câte vezi... Încearcă, dar nu ești. Via zâmbește când e așa când... E pusă la perete, la asta. Da, mă, merge pe, nu știu, pe confuzii. Vrea să te bagi în confuzii. Da, să hrănești din chestia asta, din scandal, din... Nu știu, eu văd pe Bia genul, dacă vrea să sară la bătaie, sară. Nu trebuie să zică. E zmardecă? Așa o văd eu. Niciodată nu. E Bia? Din gură. Se duce da, când se oprește în față și gata. Eu cred că Paula le bate pe toate camurile. Fel de zonag. În afară de din astea mai scând. Bia e mai mult la intimidare. No, n-a fost cazul. Nu i-a atins limita, dar cred că și o atinge. Dă, Doamne, sună bată, Andras. Mă bucur că te-am făcut maxim să suferi, să plus să te mai fac. Fac te pune, cum e că te fac? Bucură-te, nu mai ai cu ce să mă faci. Dar eu te bucur. S-a încheiat. Te bucur. Mortis cauza. Eu am încheiat tot ce am făcut la sală. Ai făcut tot ce ai avut de făcut. Nu mai ai ce să mai faci. Culmea că tu plângeai din cauza mea și să mergi acasă eu. Da, din cauza ta vreau să plângi. Da, din cauza ei vreau să merg acasă, din cauza ei vreau tot. Tu ești. Da. Tu ești, Paul, tu, bravo, te slaudă, bravo, Miezu, se laudă că s-a pus să plângă. Fără cine nu mai e. Da, mă laud, care ți-i problema? Da, tu te laud cu bani. Chiar nu-mi pasă. Nu te mai băga frontul, că ești... Am norocul scris în frunte, e norocul meu. Și-am făcut aici 20.000, dar n-am mâncat nimic, fată, toată ziua. Am cerșit pe aici pe stradă, mi-au dat oamenii vecini să mănânc. Păi cum, clar că-i cheltuiești. Trebuie să fii bătut în cap să crezi că are asta atâția bani. Ți-am dat motiv de discuție. Să fii... Păi nu știu ce-o stricat tea, păi nu vol. Hai să mă laud și eu că a cheltuit 2000 de euro într-o lună de zile. Noroc cu mine că aveți și voi ce vorbi. Trebuie să mă laud, hai. Mă bucur. Ești vai de cap. Nu te cumpără-ți haine, Bianca, că ești praf. Ți-am dat subiect de discuție. Ești praf.
Ești prea. Ți-am dat subiect de discuție. Să mă îmbrac ca și tine la banii mei, iată să mă laud. Ce mă bucur că v-am dat subiect de discuție. Rușine. La sunt banii care te lauzi, mi-a fi rușit să mă îmbrac așa. Eu sunt mândră de mine, mă. La valoarea care aș avea, atâta laudă care valoare. Unde are valoare? I-am dat subiect de discuție. La ce are valoare? Mai ceva, adică lasă-mi viața, că tu l-ai câștigat și pe Livia, n-ai câștigat numai să-i. Eu cunosc milionari sigur pe Livia. Asta contează. Te-ai aici cu un băiat, asta cu dragoste. Asta contează, nu banii. Cu un băiat care te iubește, te respectă, ăsta ai câștigat. L-ai pe Livia, cine vrea să lupte, să lupte, tu trebuie să fii tare. De luptat. Ascultă sfatul meu. Și oricine ar câștiga un băiat, așa știu și la ea. Da, mă, ea știe de toate, normal că știe de toate. Păi ați spus, eu i-am spus de mult bani, eu i-am spus de mine, eu știu de ea, tu știi de toate. Păi am spus că știam că nu-i place. Știu de toate. Ea știu ce-i în capul meu și ce gândesc că ce vreau să fac. Mereșoarele tale în ochii să se tragă. Te-am simțit. Cum te-am simțit și pe tine? M-am simțit. Eu vă ofer ceea ce vreți. Adică nu, dacă vreți să facem. Tu mie n-ai ce să-mi ofer, că tu ai ieșit plângând pe ușă, nu eu. De ce înseamnă că ai crezut? Tu ai fost motivul pentru care am zis. Ai crezut ceea ce am zis. Cât îi deblamat. Nu-i despre voi. Oprește-te, că am lăsat acolo în băncuța ta. Da, nu mai ieși pe lângă Bianca. Foarte bine, bine că putem să plângem. Bine că putem să plângem. Asta e, bine că aveam lacrimi. Nu era vorba de plâns, era bine vorba de lacrimi. Păi tot atâta că se fac drame. Bine că avem lacrimi. Dacă nu ar fi crezut. Asta e. Crede-mă. Bine că avem lacrimi. Păi nu te mai băga, că voi credem că am dat seama. Vreau și cum vreau. Nu te bași cum vrei. Când vrea muștul meu, mă bag. Când vrea muștul meu, că aici așa e. Fiecare se bagă peste fiecare. Care muș? Așa, uite, de la inimă. Și de la inimă. Am înțeles. Eu măcar am inimă, nu ca alții. Cu inima în piept. Toți avem inimă, că ne-a creat Dumnezeu. De aici, bate tare inimioara mea. Vai, fetiță, ce e aici, doamne. Toți avem inimă, că așa am fost creat. Nu ne-ai creat tu. A nebunit tare. Mare rău. Eu m-am băgat în seamă cu tine? Da. Andreea, reacțiile tale, gen, confirmă ce zice cel mai bine. Nu mai e fi așa agitată, vorbește cam cum ești. O săptămână, în fiecare zi mă atacă cu Paula, cu aia. Și eu n-am avut treabă cu Bianca, nu înțeleg. Tu, lasă-mă, dă-mi pace, lasă-mă, curios să vorbesc cu tine. Nu prezint interes, nu vreau. Îți mai că nu vrei să faci material cu mine. Eu nu vreau, tu vrei. Vrei să te ridici în continuare, îți dau valoare pe valoare. Și acum e normal să vorbească. Eu nu-ți dau valoare. Tu m-ai decăzut. Ești favorită în cauza mea. Nu mai țin cu dar de ce nu mai e din cauza ta, dar a avut și el contribuția. Dar de ce nu mai e Bianca, că e cu el? Tu, eu ți-am ridicat, tu. Tu pe mine! Eu ți-am ridicat. După două luni m-a ridicat. Am avut contribuția lui. Ți-am ridicat. După două luni. S-am dat importanță. S-am dat importanță în emisiunea asta. Nu, deloc. Eu am dat importanță. Ce ciudat, bă. N-a fost în prima săptămână, a doua, a treia, a cincea. A fost după două luni. Favorită. Ți-am dat importanță. Ciudat, mie. Da. Vai și amar de capul tău. Deci odată să te mai auzi că vorbești de mine, o să iasă urât, atât ți-am spus. Nu mai inventa și vin să-mi scoți mie povești. Aoleu! Atât ați spus. Eu ți-am mai spus odată la de să stacă gurița. Mai înainte ai zis fără violențe, fără amenințări. Uh-huh. Andreea, vrei? Dacă îți spun frumos, am spus la de, termină! Deci știi cum e? Și văd că nu termin. Tu nu termini. Tu, tu le-ai început. Mai ușor. Mai ușor. Dar despre mine nu inventa. Mai ușor cu mine. Nu inventa ca mai ușor cu mine. Dar nu vreau să fac mai încet. Că tot deja m-am dus, dar nu vreau. Mai ușor. Chiar te rog să spui ce ai de mine. Chiar te rog, te implor. Mai ușor. Te implor să spui. Hai. Dar nu că te provoc. Nu trebuie să mă provoc. Ba da, te provoc. Că ți s-o deforma fața. Lasă, te provoc. Te provoc. Hai. Tu te mă tovesc că te urăți. Chiar te urăți. Dacă nu-i sănătos. Dacă-s gura, atâta ți-a spus. Ești sigură? Foarte sigură. Te mai iei cu mine? Eu cu tine? Mă iau toată viața. Da. Toată viața o să mă iau cu el. Te iei cu el pentru toată viața. A, nu, nu o să mă iau eu. Lasă-ți-mă, mă, că ai înțeles ce am vrut să spun. Știu, am înțeles, ai... Nu, ai înțeles și gata, nu se mai bage cu mine în seamă. Când ți-am zis, dă-mi paci. Iubirea, da. Dă-mi paci, că am detalii mai picante. Dar tu dă-mi paci. Și pe direcție și pe alta. De o săptămână, tu chiar nu înțelegi. Eu nu dau paci. Toată lumea. Tu atași pe Bianca, tu, fată. Ici o atași pe Bianca. Deci, uite cum minte. Pe Paula. Ce treabă ai tu cu Paula? Tu ai început să o atași pe Bianca. Astăzi. Și până nu astăzi, și zilele trecute. De paci la Bianca. Dar să descurcă sau are 3 ani, tu ești tata ei. Eu nu înțeleg. Mă bag pentru ea, tu care e problema? Da, se ceartă între femei, nu o bag. Dacă era iubita lui, se băga și pentru tine, stai liniștită. Dar eu nu zic că nu, când depășim limita. Păi depășiți tu, din moment ce sunteți 3 pe una. Eu cred că voi depășiți câteodată să se bagă. Sunteți 3 pe una, automat depășiți. Nu vreau să mă la materiale, o să-i dea material. Când eu am mai depășit, o să iau. Robert, ce ai? Am vorbit cu ea, n-am avut nicio treabă. Depășită. Nu s-a mai înjurat la fel. Nu mai minți. Bă, nu s-a înjurat, dar dacă se ia Ligi de aia, se bagă ea. Dacă se ia Bia de aia, aplaudă, se bagă ea. Da, și ce? De ce ai te râde? Știi să mă cer fel?
Da, nu, eu nu am ce râde tu? Ceva, eu am te râs de glumă, și eu mă râd de glumă. Dar tu el râde când e chiar de râs. Păi eu nu mă bag, tu te mai și bagi. Mă mai bag și mă râd, n-auzi ce zice, să nu mă râd. Dar numai tu te bagi, numai voi care sunteți acolo, că te bagi forțat. Eu ți-am spus ceva, cu mine să nu mai vorbesc. Și eu ți-am spus ceva. Atâta ți-am spus. Nu te mai băga și nu îți dau paci. Nu te bagi, că n-am avut. Nu te mai băga și îți dau paci. Dar nu te mai băga tu cum? Nu te mai băga și îți dau paci. Că dacă zici niște chestii, îți pierzi spatele pe care îl ai. Dar ești îndrăgostit? Îți pierzi spatele pe care îl ai. Nu ești îndrăgostit? Și apoi după aia știi cum rămâi? Pe uscat. Dar nu cred că asta e în mintiuca ta, eu nu te cred. Da, da. Deci chiar nu te cred. Eu chiar nu vreau să... Dar chiar nu te cred că te intentezi. Îți stric suportul pe care îl ai. Oamenii capabili o să-și dea seama că tu ești mincinos. Dar nu trebuie oamenii capabili. Trebuie cine trebuie să-și dea seama. Am văzut. Și apoi atunci o să rămâi pe uscat. Eu nu știu ce știți voi doi, dar amintiți-vă amândoi, și tu, Andreea, mai ales tu, că există viață și după emisiunea asta. Băi, omule. Deci aveți grijă. Eu nu l-am amenințat pe el cu absolut nimic. Eu n-am dat în el, nici în Bianca. Ba da. Pur și simplu i-a făcut una pe alta în toate fele, da. Nu te mai băga că îți pierzi bărbăția, mă, băiatul, e urât. La nimeni nu-i convine. Chiar la nimeni nu-i convine ce faci tu și să vorbești urât dacă un om mai ține tu, femeie, la mine. Dacă eu îți dau paci. Păi dă-mi și tu paci. A, eu îți dau paci, zi-mi ce ți-am zis. Nu dai. Spune-mi, te rog. Dă-i și lui și iubitei lui paci. Nu, nu, lasă. Ce cuvinte ți-am spus eu ție? Automat, dacă îi spui ei, afectează pe mine. Noi, caracterul din ușor. Hai, bine. Și cum de ori ridicat tomberonul? Hai, dar nu copiii am făcut cu noi. Am zis că toate minciunile tale mărg la noi. Hai aici și... Păi uite-te, el nu spune mie că eu mint. Eu îi spun lui că minte. Na, și... Da, el, tu i-ai zis lui că e gunoi și că are nu știu ce-l caracter și el îi spune că vorbile tale ți le arunc în gunoi. Atâta ce-a zis el ție. Adică el și... Băi, Bob, dar nu mai îmi reproduc. Că știu perfect ce-a fost. Nu știi exact ce-a fost. Așa a fost. Exact, știu. Nu știi, știu. Exact, știu. Dar el a început. Păi ai un caracter. Înseamnă că ești conștientă. Jos, dacă tu faci chestii din astea, vorbești cu femei și ridici gunoi. Ce caracter? Păi am zis că minciunile tale merg dar la gunoi. Dar nu sunt minciuni. Păi dau și eu le consider. Vorbele tale mizerabile merg unde le e locul. Păi și a ta. La mizerie. Păi și la tine și la o vorbă mizerabilă n-am zis către tine. Nu te-am făcut gunoi, nu te-am făcut nu știu cum, nu te-am făcut nu știu cum. Ai, cap de o săptămână, nu știu să se vadă. Ai 30 de ani, Andreea, și trebuie să dai dovadă că ești o doamnă. Da, știu că nu mi-o zic. Numai că dă-n mine, că vorbești și nu știu cine. Bine, zi-o jignire. Mă decade pe mie în fața lui. Nu, nu, nu. Oprește-te, mă, băiatul. Cum zice Bogdan, zi-o jignire pe care ți-am adresat-o. Tu mie? Da. Mă faci indirect, că... Indirect, da. Zi-mă o jignire. Păi e destul să ridici gunoi și să mă fac acum, ți-am spus. Ți-am explicat indirect. Frumos. Nu, dar nu indirect, gen așa, direct. Săracul de tine. Mi-e place că sunteți amândoi deștepți și că știți despre ce e vorba. Deci, dar nu, deci chiar nu știu la ce se referă. Chiar nu. Are... Andreea, eu după cum te cunosc eu pe tine, eu știu un singur lucru despre tine, sigur. Că tu nu ești proastă, eu știu sigur că așa, tu așa, și? Păi tocmai și acum nu știu la ce se referă. Eu și chiar știi, știi ce mai știi despre ea? Că nu joc un teatru așa de bine. Nu-i prea bună, nu-i prea bună la teatru. Nu-ți bune. Fața te dă de gol. Dar vii cu lecția învățată, ai dreptate. Fața te dă de gol. Cine vine și vreau să mă dă de gol. Cine vine cu lecția învățată? El. De unde? Foarte bine, foarte frumos. Foarte bine. Și-a făcut temele. Foarte bine, dar nu să minți publicul. Foarte bine pentru tine, nu să minți publicul. Nu, dacă mi-am lecția învățată... Începeam și ziceam niște chestii, nu? Ziceam că tu așa, tu așa. Atunci puteai să zici, bă, de ce minți? Dar mă, ți-am atras atenția, vezi? Pui mei, nu mai zi, dă-mi pace. Dacă nu ești mama mea și tata meu, să mi-a atras și nu-mi atenția. Ei, am 22. De ce n-aduce pe matur, ca să vei cu cine vorbi? Ia vai, și am 22. Ei, bine, lăsată. Băgă-te tu cu una seama de 10 ani. Dar ce, adică au 10 ani? Au 20 și am 30, tocmai mă fac. 22. Păi uite, de exemplu, acum au intrat în casă doi băieți și au 30. La unul îi place de Paula, la unul îi pe combinații, nu știu. Păi tocmai... Hai puțin, că am ajuns de o zi, mă, omule! Voi vă acomodați cu ideea că, bă, îi place ideea, gata, eu m-am scăpat. Pot să mă mai lungesc, că doar auzi că îi place ideea. Nu, îți place de el. Dacă îți place de el, încep să-l cucerești. Eu dacă eram, cum zici, dar ți-ți place scandalul. Dar lasă-mă să vorbesc! Ți-ți place scandalul. De Baxter, cum să-mi placă, băi, băiatul? Tu, a intrat doi de 30 de ani. Cu tot ce auzi ce vorbesc. O intrat doi de 30 de ani. Poate cu noi se cunoaște. Păi stai, mă, puțin, că de o zi le-am văzut cum să sar pe el, ai fără relație cu mie, tu te auzi ce vorbesc? Păi nu, tu, dar eviți scandalul să fai imagine nașpa în fața lor. Dar tu, dar de ce să le vii dacă asta zi eu și tu mă atași? Să nu-ți dau replică, să mă bag în pământ. Nu, tu să-mi dai mie pace și să te axezi pe băieți. Dar tu nu-mi dai, mă, băiatule, tu te auzi ce vorbești? Nu e adevărat. Oh. Și chiar dacă ar fi așa, ignoră-l și vezi. Dar cum să-l ignor că mă atac în toate felul? Să tac, să creadă lumea că așa e. A, bine, trebuie să tac. Că am mai făcut așa în gală. Dacă lumea... tăceai, era mai bine, fiindcă nu vreau să după tac. Reacția ta, dai de înțeles anumite chestii, păi, știi? Tu cu Bianca. Mai bine taci. Tu cu Bianca, atât. Oi, cred că nici Livia, nici Bianca nu ți-ar zice nimic dacă te-ar vedea că e aici. Normal, că nu, mă, eu sunt curios. Eu văd de Bianca și stau frumos dar acolo. Dar cu Paula, de ce nu ți-ai văzut de treabă?
Cum nu mi-a văzut? Că era singur împotriva la toată casa și lui se părea era cu Paula. Exact. Dar de ce s-a băgat? Păi era exact cum Bia, că la cum să dați? Și aici între băieți, dacă s-ar lua tăți de unul. Eu m-aș băga să dau el sau să stau și încerca să calmez. Știi ce omiți tu? Un lucru care e cel mai important dintre relația mea cu Paula. O lună jumate, eu am fost prietenă cu mine și nu am zis un cuvânt la Bianca. De ce nu m-am certat cu ea o lună jumate și fix acum, când mi-a făcut faza aia, m-am certat? Cum adică nu i-a zis un cuvânt? Nu a zis nimic, a fost neutră. Tu ai zis că de ce neutră m-am certat cu ea? Niciodată, nici și eu devenit neutră și totuși sunt prietenă cu ea. Nu e adevărat de m-am certat cu ea, pentru că de trei ori mă duc la ea și mă e de fraieră și a patru ori vin și îmi spune că de ce nu-i spun nimic. Normal că de ce instigi fetele să se ia de ea? Eu? De ce fetele până acum? De exemplu, a ieșit care cu tine la mall. Nu, a ieșit Paula cu Ligi la mall. Așa. Eu eram plecată, nu știu specific. O scris că, pe grup că e cu Paula la mall. Așa, și ce treaba am eu? Că și tu, automat, o văzut că e Ligi cu Paula și o scris la Ligi în privat. De ce umbli cu aia? Că eu sunt certată cu ea. Și Ligi i-a zis la Paula, uite, ce-o zis, eu chiar n-am nimic cu tine, foarte nu știu ce. Foarte ură dacă Ligi a spus, dar lasă-mă să vă spun cum a fost. Dar lasă-mă să termin. Nu. Uite, ce-o zis Andreea, puii mei, eu chiar n-am nimic cu tine, nu vreau așa dacă voi dar Ligi dacă vreau să te certate. Eu nu dar Ligi nici arătat. Nu vreau să fiu certată cu tine. O venit Andreea, buf, a început Ligi să dea în Paula. Și Paula s-a uitat la ea și a spus, tu fată, ce ai zis la mult? Adică problema e și că a făcut Ligi chestia asta. Tu știi să asculti și partea mea. Stai să termin. Și problema e că de ce ai zis la Ligi să nu mai îmbătă. Acum o să spun de ce. Nu zi. Hai că vă spun. Noi ne-am certat. Ca și cum Paula o dat în toate. Băi, Mariana mea e bună ca și voi, vă n-ați venit nici una la mine. Bun, noi am fost toate băgate în aceeași oală. Singura, într-adevăr, cu care s-o certat a fost eu. Pentru că a treia oară faci așa cum e și vii doar în fața cameră. Păi mă, e de fraier și mie nu-mi place. Spune-mi fata mai amă deoparte și spune-mi ce ai de spus. Te-am mai tras de două ori. Paula, ce-i cu tine? Paula, ce tu mă eviți? Pleacă, pleacă. Păi normal că mă enervez a treia oară și în fața televizorului mă fac să pare o rea. Nu a fost așa, de-aia m-am enervat pe ea. Doi la mână, eu pe ea n-am amenințat-o față în față. După ce s-o dus, am zis, dacă tot mă faceți mahalajai, răutăcioasă, pe care am lovit eu din casă, că tot i-ați sărit. Eu altceva m-au zis, scuze-mă cât intru. Stai, numai un pic, că o să spun. După, ori mai rămas Bianca, așa, dacă îți mahalajai, atunci o să vă bat. Nu stați că vă bat să vă arăt ce înseamnă mahalajai. Normal că m-am enervat, mă faci. Bă, Bianca n-a zis că-i dă un picior în cap. E Mahala Jack, a făcut tot de felul. Toți sunt ei până la urmă, toți sunt ei rău. Da, dar nu la același nivel. Nu la același nivel. Ba da, foarte urât. Îți dau două picioare în cap. Ce nivel? Nu la același nivel. Paula, când îi că ce scoate la iveală despre, dar nu, eu ce i-am spus, i-am spus și îi spun și și la Bianca și la toată lumea în față, că eu n-am ce să ascund. Dacă vrei să-mi spui ceva, chiar te rog, spune-mi. Guarda de sub control. Nu știu, n-am dat. La mine? Da. Nu există așa ceva. Eu n-am supărări de astea gen că... Nu există, care mă place să cu mine, care nu... Dacă nu-mi plac, eu nu stau eu cu ei. Așa, dacă... Eu cred că ți-am zis, tu băi, ai plecat, eu început să apropii Ligi de Paula și era nu înțeleg cum să se apropie dacă au făcut-o în toate felurile. Și adică mâine ești că... dovadă de perversitate. Nu, dar te aliezi cu cine poți, știi? A, adică tu stai o lună de zile, ești aliat cu ea, ea pleacă câteva zile și tu te dai pe partea aia. Și nu numai că te dai, și povestești de ce e ăsta și o dai la întors. Urât ce-a făcut. Stai un pic, Bogdan. Nu știu, și Paula tot pe mine se poartă, că ce a spus eu? Nu păi i-am spus. Poate ei au fost băgat în cap de Ligi, cine știe ce despre ce? Și de-aia e supărată pe tine. Niciodată, la nicio fată din casa asta. Trebuie să clarifici cu Paula. Nu, eu niciodată, la nicio fată din casa asta, nu i-am spus, băi, nu mai ieși cu X sau cu Y, că nu o să mai vorbesc cu tine. Dacă puneam problema așa, băi, Ligi, dacă tu o să ieși cu Paula, cu mine nu o să mai ieși, o să-i spun la Paula, crede-mă că tu nu mai ieși în oraș. Asta o să-i spun. Dar tocmai că nu i-am impus chestia asta, ea mi-o spus, mie fără să-i spun nimic. Da, ai tras-o la răspundere când a ieșit. A, băi, nu, tu nu să zici. Păi normal, dacă tu mâine spui el că e pervers. Păi e ca și cum i-ai interzice indirect la modul. Nu, nu i-am interzis. I-am întrebat tu cum i-ai făcut, dacă tu mie mi-ai... Totul ziua mi-ai spus despre ea. Ea cumva a zis-o, a sunat altcumva, ca și cum știi. Băi, eu știu perfect ce am spus eu. Păi da, dar n-am auzit că ea cum a descris... Stai că spun eu, și stai că spun ce replică mi-a dat ea mie. Păi, eu când ți-am spus să nu mai vorbești cu Andra, tu de ce ai vorbit? Acum e asta. Înseamnă că mi-ai făcut, i-ai răzbunat pe mine, nu? Poate doar să legat de chestia asta. Nu. Măi, dar stai puțin. Ce era așa mie Paula făcut, lângă ea? Dar mie nu mi-a făcut nimic Andra și nici ție, Ligi, pe la urma urmei. Deci chiar nu-ți făcut nimic. Adică ea i-a zis ei, că tu zici, dacă ai făcut asta și eu am făcut, și la Paula i-a zis, păi, ce cu vrăjala asta? Dacă voi doi vă citați, mie mi interzice să nu ies cu tine. Dar nu i-am interzis tocmai, că dacă interziceam, ea nu mai ieșea cu Paula. Zic, zic, dacă o puneam să aleagă, eu înțeleg. Ce-o zis ea? Dacă eu, tu Ligi, dacă tu o să ieși cu Paula, cu mine nu-ți mai fi prietină. Crede-mă că nu e așa. Dacă ți-i ia la mine.
Ai înțeles ce vreau să spun? Bă, păi, se jur că aduc Biblia. Mă enerva. Aduc mâini Biblie, pe fiecare vă pus să vă jurați. Și dacă crede Bia asta, adică dacă nu zice că e bănuială și zice că așa îi, nu înseamnă că e adevărat. Băi, băiatule, dacă eu stau cu Ligi în cameră, ea știe totul ce fac. Nu, și eu stăteam cu Jador în cameră și crede-mă că mi-ar fi spus dacă se întâmplau chestii de asta. Ce-a spus? Nu, mi-ar fi spus. Și eu stăteam cu Andrei și nu știam tot atât. Băi, nu, nu ați avut încredere, stau asta. Dar n-a zis Jador, n-a sunat ce a zis. Băi, a spus la Andrei, lasă-mă. Fii, asta cred, plângi. Pe mine, no, bine, lasă-mă că nu mai vreau să spun nimic despre Andrei. Nu, la Andra. Jador, este Andrei? Da. Nu, Jador, eu zis Andrei, ceva de genul că ești prima fată cu care ies în parc și nu merg la hotel. No, dar nu ai zis că am luat pe Paul așa. Mie mi-a spus că o zis așa, întreabă pe Andra. Eu îți spun ce o zis. Dacă o dedus Andra asta, nu e adevărat. Nu dedus-o, că eu spus. E o diferență. Jador, nu, mie mi-a zis Andra și mie. Păi mă faci mincinoasă, nu știu. Mie asta mi-a spus, crede-mă că am mai întrebat odată. Au zis așa Jador? Da, asta mi-a spus. Și vrei să fac legătura, să o întreb, că asta mi-a spus ca și colegii. Eu vă spun. Da, și n-ai văzut ce mi-a zis și mie atunci, că au fost discuțiile alea. Da, bun, oamenii înțeleg altceva, că exact, eu zic, fiecare face ce vrea, se culcă cu cine vrea. Din partea mea poți să fii cu cine vrei. Adevărul știi doar așa, Jador. Corect, și asta e adevărat, dar nu-mi pasă. Doar că nu te mai da bună și mă fă pe mine într-un fel, că atunci eu te fac și eu te atac. Păi da, ideea e că pe tine te face pervers, tu pe o faci panara. Nu-mi pasă, nu mă mai facă. Nu mă facă ea pe mine, pe eu nu sunt perversă și mahala joacă. Chiar nu sunt. Nu sunt. Ce am avut de spus, ne-am spus la toate. Și dacă eu am spus că nu o să mai ies cu tine, n-am mai ieșit cu ea. Poate să stai în cap, cu mine nu o să mai iasă. Păi ieșiți toate. Paula sau Ligi? Paula, poate să iasă toate, eu nu o să ies cu Paula. Și cum, tu cu Ligi mai ieși? Păi eu o să clarific treaba ce-o spus și m-am supărat pe ea. Dar nu-i vorba să nu mai iasă, știi, numai... Mai bine de știut, băga. Nu știut ce are. E de știut, băgat aici, că niciodată nu m-am dus să o spun pe ea ce-o zis despre altele și ce-o vorbit și ce-am vorbit eu cu ea. Niciodată în viața mea. Și nici nu o să zic. Nici ce-o zis ea n-am spus, nici ce-o zis Paula, nici ce-o zis nimeni. Și nici ce-o zis Paula de ea și invers. Și ați văzut clar că mi-a spus Sandra, una care am cunoscut-o pe 3 zile, nu-i spune lui Paula, nu i-am spus, nu m-am băgat, nu vreau să bag ceartă, trebuie să cad eu. Nu e frumos dacă fata mi-a spus, nu spune, n-am spus. Tu mă judești că nu ți-am spus. E ca și cum zici că ea o omoră mama, nu mă spune. Atunci ai pretenția. Bă, frate, ești prietenul meu, de ce nu mi-ai spus că a făcut chestia aia? E grav. Nu pot să-ți spun secret din asta, că omul mă pune să nu-ți spun. Dacă ești fidel, ești luat de fraier în casă, nu știu. Atunci trebuie să mă prefac, să fiu mincinosă și eu. Nu mă dau cea mai sfântă, nu mă dau cea mai bună, cea mai falsă, cea mai adevărată, dar până la ora actuală nu s-a adeverit nimic, am spus eu ceva. Numai vorbe. Dacă oamenii sunt într-un fel cu alți oameni, nu te aștepta să fii diferit cu tine, Andreea. Da, cu Ligi m-am lămurit. Bine mi-a spus mie Bianca de la început. Aici nu există prietenii. Nu am vrut să cred că există. Da, uite că ajung la vorbele. Și nu mai auzi, adică tăți. Și tu, și None, și Jador, și tăți. Și Mario zis. Și pentru ce? Pentru Paula, care totul ai spus? Păi mă gândesc la lucruri grave, ce ai face atunci? La un lucru minor, care tu mi l-ai spus mie și eu, nu am luat-o la rost. Bă, mi-ai spus de atâtea ori. Nu s-a întâmplat doar o dată, s-a mai întâmplat de câteva ori. Și abia 3 ore am întrebat-o. Cum de a 3 ore îmi spui că nu mai ieși și tot ieși? Ați înțeles? Din prima a ieșit gata. Hai că spetie. Și nu... Până la urmă, bă, n-are novul cu cine să iasă, Andra cu prietena ei s-a dus în oraș, au rămas ele două. Trebuia să-mi explic, bă, Andreea, am ieșit că n-am avut cu cine, nu m-am certat atât de grav, trecem peste, dar nu să mergi să-i arăți mesajul meu sau să-i spui ce am spus eu. Sau să zic că ți-ai după, dar și tu cum ai ieșit cu Andra. Exact. Tu de ce ai vorbit cu Andra, că ți-am spus să nu vorbești? După să bagi și dumneavoastră aia cu... că s-a aliat cu Bianca. Dacă Andra se băga în relația ei și era cu cineva, clar că țineam distanță. Bă, fată, ai făcut-o să suferi, nu mai pot să fiu prietină cu tine, că e prietina mea. Te înțeleg perfect și nu, nici nu trebuie să-mi spui că eu să mă depărtez. Dar ce ți-a făcut fata asta până la urma urmei? Mi-a făcut la toate și și-a cerut scuze. Nu, ce pot să cal pe cap? Ce să-i fac? Eu are 21 de ani, am 30. Nu a gândit-o, a fost entuziasmată, a fost bucuroasă. Nu zic că a făcut bine, a greșit. Am înțeles, o ceru scuze, m-am luat deoparte, v-am mai spus încă o dată, ne-am certat cu ea toată ziua. Ce să fac acum? Hai să nu mai băgăm în seamă. Și după s-o comporta foarte frumos cu toate, nu mai avut nicio treabă cu nimeni, adică nu mi-am mai greșit cu nimic. Fiecare am greșit în casa asta, fiecare am zis câte ceva despre fiecare. Trebuie să fim luați așa de tare și nu mai vorbi, tai într-un colț. Nu mai vorbi cu nimeni, nu-i chiar așa.
Și tu ai zis că mama leacă. Nu, dar dacă am văzut că tot ce sar pe ea și ea și-o ceru scuze în spate, lor nu și-o ceru scuze, doar mie. Când un om își cere scuze, parcă te moi, nu mai ești la fel de tare în gură. Eu așa zic, eu așa zic. Și eu aș putea să vin să fac praf multe chestii în casa asta, dar nu fac. Și eu i-am spus ieri în spate, Andra, eu nu vreau să te fac pe tine nici într-un fel și nu vreau să vin aici să vorbesc prost. Nu mai ataca. Și în continuare m-a atacat și în continuare vreau. Și eu când am întrebat-o de Jador frumos, spune-te rog frumos, ce ți-a spus Jador? Păi mi-a dat de înțeles. Păi ți-a dat de înțeles sau ți-a spus? Ai grijă ce vorbești, ți-a dat de înțeles sau ți-a spus? Păi mi-a dat de înțeles. Și tu ce ai spus? Că ți-a spus. Atunci spune-mi, cum îi, mie, de ce nu îmi spui adevărul? Spune-mi adevărul, da, mi-a spus cu subiect și predicat. Nu mi-a spus asta, zici, nu, mi-a dat de înțeles. Păi ți-a dat de înțeles sau ți-a spus? A, oricum o să intre Jador să-și lămurească el situația, ce-a făcut și ce-a vorbit cu ea și el știe ce-a vorbit. Da. De la ea a plecat o bâlciu, urât oricum și de la mine n-a plecat nimica. Că și de la mine ar putea să plece, dar eu nu zic nimic, tac. Nu știu, mie mi se pare că trebuie să ne exprimăm în momentul în care există chestii concrete, altfel să ne ținem gura închisă. Păi uite că la mine nu au fost chestii concrete și toată lumea a discutat și toată lumea a dat în mine și toată lumea a vorbit ca și când aș ști 100%. Și noi nu-i nimic concret. Nu-i nimic concret. Că ăsta e adevărul, e ceva concret. Păi văd că nu are nimic concret. Păi nu are, vezi? Nu are ea concret. Jador nu intra să spună nici da, nici nu. Eu am spus. Și Bia a fost de vină că o lăsat de interpretat Bia, și mai păi tare. Păi Bia a lăsat de interpretat despre mine și despre ea nu mai lasă de interpretat. Păi și atunci cum îi? Tu spui despre, știi cu precizie despre mine, dar despre tine nu mai știi. Adică eu au avut o relație cu Bogdan în afara camerelor, dar nu au avut nimic cu el mai mult, dar eu am avut. Eu cea mai tare. Eu înțeleg că... Na, știu că când te enervezi vrei să spui multe și la nervi spui multe, dar te și gândești ce vorbești, nu? Nu așa să fie vorbit, că... E, asta zic. Nu vorbești la un om sau la doi, vorbești la milioane de oameni care se uită și care își pun un semn de întrebare, nu? Bia, lucrurile pe care eu ți le-am, faptul că nu vreau să stau cu tine în cameră. Cine am văzut? Poate cereți voie când puneți mine pe lucrurile pentru mine. Pentru că eu am uitat să văd foile cu care așa. Mi-e frică să fie peste ceea ce s-a întâmplat între noi. Ți-am spus azi dimineață. Da. Bun. Ai auzit, Paula? Și dacă continui să stai cu ea și să vorbești, dar nu, înseamnă dar că ești eu nu plătesc, uite, eu nu pot să fiu ca și Mariana. Dar vorba, eu nu plătesc camera, dacă mi-aș plăti camera, cred că aș face asta. Legii. Legii. Nu, înseamnă că ai iertat-o, da? Nu neapărat. Ce? Da, înseamnă nu, că ești falsă. Nu sunt falsă. Dacă ești falsă, nu înseamnă că ești falsă. Eu de ce sunt falsă? Ce? Las de gura lumii. Hai aici și hai ce înțeles. Andreea. Termină, nu mai fi hai tu. Nu mai pune tu botul atât de trufire și nu fi cocoană. Lasă așa, Ligi. Ai cu tine, ai cap aici. Tu ai venit așa de plăcut. Dar nu vă că vorbim cu cofle și că dăm doar cu voi. Ești proastă. Așa, și de dimineață mi-ai povestit și chestiile alea, dar tu astea ai venit pe și te-ai rezolvat și că să dăm cu tine. Și mai am zis că nu mai am. La ea, pe un om cu care mă cer când fetile astea fac ce fac. N-am spus la început fata. Nu aveam credere în mine că nu există prieteni. Nici care a spus. Nu că ai trecut peste. Au avut dreptate. Chestia asta au dreptate. Eu am fost acuzată că-s falsă, înțelegi? Pentru ce-s falsă? Că tu, Ligi, dar de la ce astăzi m-am certat cu Mariana și am spus un lucru la Mariana de și la mâine m-am împăcat cu ea. De la faptul că unii oameni sunt foarte șarlatani, Andra. De la asta. Păi, dar ce înțeleg eu? De unde știa Livia în discuția voastră? De la asta. Ce? Te-ai spus eu ieri. Da, și din momentul ăsta, dacă vreți să fiu falsă, poți să fiu cea mai mare falsă. Să vă link pe toate, să nu spun unde. Și nu vreau să mă dau pe lângă mine. Ce vreau să spun, spun în față. Să nu se înțeleagă greșit. Față, Andreea, te rog, ce au spus Bianca la început, că nu există prietenii? Hai și stai jos și păi spune. Stau așa repede ți s-a spălat creierul. Te credeam mai puternică. Nu mi s-a spălat foarte tare creierul. De ce îi spui tu ei ce-ți spun eu ție? Asta n-am zis. Te-am spus eu vreodată ceva? Eu rog frumos să-mi spui, dacă o vii vreuna de ei să spună, mi-a spus Andreea ce a zis despre el. Ok, acum mă bucur că băieții nu sunt conectați și mai ales Livian, că intervine niște discuții care chiar nu-i apasă. Intervine că au auzit anumite chestii, eu spus nu, ea. Nu. Ba, da? E un joc de-a lui. Nu știu dacă a, de unde tu auzit? Niște lucruri, dar mă rog. De am înțeles. Ieri. Nu-i face, nu-i aduce cinste. Păi fata, Andreea, tu trebuie să știi că Livian mai își face și jocul și nu cum ești cu Paula, am uns două zile. Lăsați-l pe Livian. Eu nu-l bag pe Livian. Băi, fetelor. Păi vorba despre mine, no. Livian, de unde știa de mesajul ce l-am trimis eu ei? De la Paula. Păi no. Ai văzut? Păi nu mă interesează că ai spus tu, pe mine mi-a interesează de ea, de ce ți-o spus ea? Ok, hai să vorbim noi două atunci. Dar chiar te rog. Bun.
fata asta ți-a confirmat că nu i-am arătat mesajele, cum se cum ai fost mințită? În primul rând ai fost mințită. Conversație. I-ai spus, nu mai contează. În primul rând, Andreea, ai fost mințită că i-aș fi arătat mesajele. Bun. Direct o minciună scoasă. Doi la mână. Așa. Ce s-a mai zis? Că atât foarte mult. Asta, că de ce ai ieșit cu mine, în sensul că ai zis că e falsă și unde ai ieșit cu mine? Ea ți-a dat mesaj ție în legătură cu ea, Paula. Și tu ai zis noi de față. Lăsați-mă, vreau să vorbesc și ceva cu Paula. Da. Dacă ar trebui să fii supărat pe cineva, nu știu eu acea persoană. Că eu nu ți-a spus ție ceva după am ieșit cu tine și a spus ei altceva. Eu ți-am spus în față, noi doi le-am lămurit. Și Ligi mi-a zis. Și eu ce am făcut? Vrei să sunt insinuezi că am zis, bă, am zis de tine că bun, dar nu, nu insinuezi nimic. Tu de ce ești supărată pe mine? Cum că aș instiga-o pe ea ca să nu fie prietenă cu tine? Pentru că unii oameni vor să creadă că eu sunt pion. Uite, Paula, stai că cum vorbesc eu. Lasă-mă să vorbesc eu. Până să vii tu, ascultă-mă. Lasă-mă, o să mai spun ceva și pentru ai tu replica. Dacă eu o să-i spun lui Ligi, așa, tu dacă de mâine mai ești cu Paula, cu mine, nu o să mai fii prietenă, crede-mă că nu o să mai iasă. Și am spus eu așa ceva? Nu, eu n-am zis. Nu, asta eu... Ai văzut? Până ați înțeles. Nu, dar eu vreau să fac paranteze pe lângă ceea ce vorbești. Tu ai înțeles ce spun? Dacă eu aș instiga-o pe ea, dar tocmai că are liber arbitru să facă ce vrea. Eu le-am spus în viața mea să vrea să cutine. Eu te înțeleg perfect. Eu am spus doar... Ia-o la decizia, nu e. Bun, de când ai intrat tu, fetele și-au schimbat atitudinea față de mine. Cât și Lici și Andra. Hai să vorbim despre ce s-a întâmplat în weekend, ca să nu se facă confuzie. În weekend, nimeni nu mi-a spus nimic. Când ai venit tu, ele au schimbat atitudinea. Și asta le-am spus lor. Bă, voi v-ați schimbat atitudinea. Noi doi le-am schimbat atitudinea față de Paula. Pentru tine, că altfel nu-mi dau seama. Paula. Aseară Andra, când eu am intrat în cameră atât cu Andrei, am întrebat că ce am, că da, îți vine. Dacă ai plâns, nu. Vrei să stau calea? Am plâns, i-am întrebat înainte și tu după. Da, mi-o spus. Ok. Da, și spus, da? Că ai plâns și am dat. Deci, dacă uman. Nu, lasă-mă, dacă ea credea că eu am ceva cu ea, trebuia să spună dinainte, nu când ai venit tu. Când ai venit tu, dintr-o dată am ceva cu ea. Fată bună, tu nu ne-ai dat respectul mie și ei să-ți spune ce avem de spus. Tu ai... Înainte cu atâtea zile, nu mai ieri te-ai atacat. Eu te las să vorbesc, să vorbesc, tu trebuie să mă las. Nu mai ieri și alaltă ieri te-ai atacat. Dacă nu s-a ajunge nicăieri. Nu mai ieri și alaltă ieri te-ai atacat. Nu e adevărat. Până atunci nu te-ai atacat. Te-ai avut roșu ieri și ai zis că trebuie să dai mult din gură. A fost o glumă. Nu m-a atacat. Nu am luat de tine, Paula. Asta e vechi, m-am plictisit. Nimeni, dar nu vreau să-ți spun. Acum spune că eu m-am luat că ai venit tu. Înțelegi? Bine. Eu n-am nimic cu ea că ai venit tu sau că a venit ea. Eu dacă am ceva cu ea, am ceva cu ea. Pentru că ea mi-a zis ceva mie și am ceva cu ea. Nu că îmi spune ea sau că îmi spune ea. Eu dacă am ceva cu ce persoană, trebuie să-mi asum eu. Că nimeni nu instigă pe mine. Eu cel puțin, eu nu mă las influențată. Am înțeles, eu greșit. Am luat eu decizia să mă circuit și să spun ce am de spus eu singură. Bine. Dar nu am spus niciuna. Asta i-am spus lui Paula mai înainte. Zis, când am un conflict cu cineva, îmi place să-l am cu acel cineva. Exact. Sau am ceva de spus, nu să se mai bagi pe lângă. Dintr-o dată, toată lumea are ceva. Până ieri n-au venit nimeni, ieri toată lumea are ceva. Ei de atunci, din prima ceartă ta cu iar, când a fost și partea cu Mariana... Ascultă, Paula, că e despre tine. Când ea a făcut afirmația eronată că Bianca bla bla bla. Asta. Mariana, vorbim, lasă-i! Lasă-o să vorbească, că oricum nu aud. Înțelegi? Atât. Asta nu înseamnă că am ceva cu tine, frate. Dacă se pornește de subiectul în direcția aia și vreau și eu să-ți readuc... La cunoștință, să-ți aduc la cunoștință niște detalii la care tu trebuie să fii atent. Personal, că mâine s-o văd în asta în drum, nu înseamnă că mă nu ajută nimeni, aș ajuta-o. Nu am nimic cu ea, personal. Pur și simplu a fost o ceartă și mie mi-o... Și ok, acum hai să revenim la inima mea. Atât. Dar eu, personal, nu am nimic cu tine. Tu crezi, Andreea, că eu m-am dus la inima ta, tu nu te-ai dus la inima mea, oare? Zic că nu. Păi vezi atunci, dar și eu am primit lovituri și voi ați ieșit de la inima mea, nu m-am dus de la mea. Corect, ai dat legile tale. Că tu mai mult ai dat în mine. Nu știu, dar vreau să-i spun și eu ca dar nu am pretenții să mă iubești, să să-ți nici nu mai iubi, nici nu mai considerat o prietenă niciodată, că înainte cu câteva zile mai strâns în brațe pe canapea și după câteva zile mai făcut. Păi dacă mă strângeai în brațe, sincer, pe canapea, nu mai făceai după că te gândeai. Și tu mă făceai mai halagioaică. Cum mă simt? Lasă-mă halagioaică dacă mă făceai aici, mă durea, nici aici. Uite pe mine mă doare, că deja am fost numită de prea multe ori și sunt mahalagioaică, să mă fi făcut mahalagioaică, că mi-era zero. Prea mult mahalagioaică. Bun, dar pe care am bătut în casa asta? Care nu a amenințat să ridice mâna sus? Eu. Un, doi, trei, în afară de ea. Care nu a amenințat? Vă rog să ridicați mâna sus. Care nu a jurat să ridice mâna sus? În afară de cine? În afară de ea. Și ea amenința, măi, bun, pe Maria. Bun, nu contează. În afară, care, corect, care? Să ridice mâna sus. Nu, vorbim de emisiune. Hai să lăsăm vrăjala. Nu, din emisiune. Din emisiune?
care nu-i mahalajoaică să ridice mâna? Eu nu mă simt mahalajoaică pentru că am un ton. Nu contează. Mahalajoaică, ați înțeles. Nu știu ce, nu știu cum. Nu trebuie să vă explic. Mințile înguste, când nu-ți înțeleg tonul, te fac mahalajoaică. Mahalajoaică înseamnă alte lucruri. Bun, nu mahalajoaică. Care m-a urlat, care m-a jurat, care m-a amenințat să ridice mâna sus. Am amenințat, dar n-am înjurat. Deci nu mă regăsesc. Nu contează. Eu care nu a făcut amenințat nimic în emisiunea asta. În fine, dar nu fiecare nu a făcut aia, eu am făcut aia. Fiecare eu am jurat, eu am jurat. Chiar n-am toate jurat, am vorbit în râd. Mie exact, mi s-a părut că am poate jurat. Eu am dat... Eu mi-asum. Eu mi-asum că totul mi-am făcut, dar și voi zic la fel ca și mine. Poate eu am dat un cuvânt și am primit... Dar nu asta cu Paula, eu vorbesc. Așa. Care nu a făcut nimic. Să ridice mâna sus. Ah, nu-i nimeni. Atunci eu n-am jurat. Așa am fost. De la un cuvânt bătătorită, dar nu a fost cuvânt. Băi, nu recunoaște frate. Când am mâncat și mi-ai spus dacă și fac, că și ai dat cu numai asta. Nu pasă mie ce mai zici tu. Contează că ai făcut ca și mine. Tu, nu eu. Contează. Asta la masă și mâncam. Dacă eu zic 10 cuvinte, dacă tu zici 10 și eu zic 20, tot acolo ești. Mâncam. Tu spun eu, fața lui Dumnezeu. Tu cu mine ți-o... Fața lui Dumnezeu, dacă tu... cu trei bărbați și eu cu cinci, eu mâncam. Deci dacă eu zic 10 vorbe și tu 5, suntem la fel. Eu mâncam, Andreea, și tu ai venit. Tu ai înțeles ce vreau să spun. De acolo a început. Că eu am o voce mai, un ton mai ridicat și am un mai vocală și mai nervoasă. Eu mâncam la masă. Oricum, eu n-am ajuns la bătaie cu niciuna. N-am amenințat pe niciuna acolo de pe la geam. Nu știu, da, sora, toată lumea s-a alarmat. Am înțeles. La balcon, geamuri, eu n-am amenințat. Eu am spus față ca tine pe la spate. E o diferență între noi două. Bine că toată lumea te-a fără și ne vădăm. Poftim? Bine că toată lumea e teafără și nevătămată, nu puțin nimeni nimic. Mă bucur că Andra se simte amenințată de mine, asta dar în continuare stă cu mine. Nu știu, asta zic și nimeni eu. Păi poate și pe care am lovit așa natura? Atunci cine se simte, amenințat? Băi, fată, tu nu știu, ea nu înțelege ce vorbesc. Eu te înțeleg, dar vreau să spun, atunci hai să nu... Dar tu nu sări, tu nu vrei să te asumi niște chestii. Noi ne asumăm, dar tu nu te asumi. Dar ce nu mi-am asumat eu? Ai vorbit și tu râd, tu ai amenințat, tu ai făcut, ai decis ca mine. Și tu ești mahalajoaică, tu mă faci. Păi de ce te râzi dacă și eu... Și tu înjuri. În fine, Andreea, care e supărarea ta? Am zis, nu ridica nimeni mâna am sus. Am înjurat de avrut. Gata, am lăburit aspectul ăsta. Dacă ai vrut să spui ceva, ai spus atunci. Acum nu mai are rost. Îl dai la o colegie, că cu mine nu are rost. Îmi spui în față ce ai de spus. N-am amenințat și n-am înjurat pe nimeni. Care e faza cu nexta prietenie? Care e faza nexta prietenie în casă? Păi dacă tu mergi să mă spui pe mine ce am spus... Tu, Andreea, tu mă auzi pe mine când vorbesc? Eu nu te aud. Eu te aud. Deci eu, când mai auzi pe mine să merg să-mi spun ceva? Acum tu te faci pe... Nu înțeleg ce faci. Victimă, nu. Nu o să joc niciodată rolul de victimă. Atunci? Care dintre noi doi a spus? Și dintre noi două îmi place, adică Andra, dacă eu am o intimitate, dacă mă simt rău seara, dacă plâng, nu trebuie să-i spui lui Andreea. Ce-am vorbit eu cu tine la telefon când te-am sunat? Că băi, frate, am spus că tu ai... Nu mai aud, băi, femeie, ți se pare normal că dacă eu ajung în cameră și poate plâng, sau poate mă rog, poate am un moment de vreau să stau singură, ți se pare normal să-i spui Andreea? Nu, lucrul ăsta. Tu ai zis că m-am dus la tine, că ai plâng și tu vrei să-i spui asta? Nu vreau să vorbesc cu nimeni. Diferența dintre noi două, ce ești mai sensibilă, ca și noi. Asta nu înseamnă că ce-o făcut, nu trebuie să faci mare tam, da. Eu îți spun. Atunci ai umanitate ai tot timpul dacă vrei să ai umanitate. Și eu puteam să plâng de 5 ori ce vorbi, dar ai umanitate tot timpul. Asta nu înseamnă că nu vorbi tu râd. Nu, ea s-a simțit că ce-o făcut în emisiune a fost prea mult și în cameră a încercat să, bă, stai, că nu știu ce. Păi, până la urmă nu ți-a zis nimic, Andra, ce-a făcut? Nu, că nici eu, până la urmă, nu ți-a spus nimic. Tu, nimeni nu spune nimic. De ce s-a supărat? Că de ce i-a spus eu că tu nu mai vrei să stai cu ea? Mi-ai spus că nu mai vrei să stai cu ea. Cu cine? Ea mi-a spus că nu mai vrea să stai cu tine. Da, i-a spus eu ei cu câteva zile înainte. Noi am certat, am avut noi. Bun, și am repetat. Mi-a spus și eu zis ea. Știu ce, supărat pe mine că de ce am venit? Nu m-a supărat pe tine. Eu nu m-a supărat de tine pentru Bia. Dacă Bia are ceva să zică, să-mi zică ea. Nu, nu, ieri. Ce ți-am spus eu ție? Ce? Păi da, eu ți-am spus. I-ai spus la Andreea Mantea că eu ți-am făcut nu știu ce fel și te-ai supărat pe mine. Eu nicio vorbă greșită până l-o venit. Eu nu ți-am spus. O să vezi materialul dacă eu în tine am dat cu ceva. Adică ca de gen? Eu să văd. Ceartă, dar atunci tu poți să spui mie ce de la masă de afară și de la lift o plecat. Dar de la lift, nu a fost de la lift, de la masă de afară ne-a certat și în lift a fost altceva. Paula, noi nu suntem acum vineri sau sâmbătă. Da, ok, trecut. Dar de acolo a plecat. Am înțeles, dar eu ieri nu ți-am spus nimic. Am vorbit cu tine și nu ți-am mai avut treaba. Noi le-am lămurit, bă, nu mai ești cu mine, nu mai ești cu tine, la revedere. Dar
Uite-te că și cu ea mai vorbi și cu Mari, că m-am certat că inevitabil vorbești aici, în casă. N-ai cum să nu vorbești, n-ai cum să stai lemn așa să nu vorbești acum. Ne certăm, ne împăcăm. Oricât de certat ești în casă, tot o să vorbești. Oricum, discuții sunt, asta vreau să spun. Pentru asta nu înseamnă că eu nu o să te mai... Hai mănâncă sau hai bea un pahar de apă sau... La nivel de colegialitate, dar mai mult, noi două nu o să avem. Asta trebuie să fiu rea, să nu mai vorbesc cu tine. Mamă, ce mi-ai făcut? Nu mi-ai făcut până la mama. Da, eu ție nu ți-am făcut. Dar tu, eu ce ți-am făcut ție? Eu ție nu ți-am făcut nimic. Ba da, că m-ai făcut toate felurile. Eu ție nu ți-am făcut nimic. Păi consider tu și eu, consider că ți-am făcut nimic. Ok, fiecare consideră cum vrea. Eu consider că ție nu ți-am făcut nimic. Ba da, m-ai făcut să fiu preșuit. Nu să fiu la nimeni preșuit. Broacă de porci. Dacă te tot întreb de două, trei ori, tu tot du-te. Nu mai vin dracu am 7 ori la tine. M-am săturat de 8 ori, 10 ori. Mai lasă-mă în pace. Dacă nu vrei să-mi spui, nu mă consideri prietenă, lasă-mă în pace. Nu avea pretenții la mine. Dar nu am. Tu mă întrebi de 3 ori, ce-i cu tine? Lasă-mă, du-te, lasă-mă. Și știi ce mi-a spus? Te contrazici cu tine. Păi am știut eu de ce nu spun, că n-am încredere că nu te-a considerat prietenă. Și atunci, pentru ce mi-ai spus? N-am zis-o pe Andra, credere m-o trădat. Da, păi în cine n-am avut? Paula, eu te întreb ceva acum. Despre ce vorbim aici? În cine n-am avut încredere? Mi-au întors spatele. Vorbim despre oamenii care n-am avut încredere. Despre cum întorci? Ca la Brăila. Dar nu le întorc ca la Brăila. Aici nu poți să ai credere nimeni. Paula. Dacă tu mi-ai spus că n-ai avut niciodată încredere mie și nu mai considera prietena ta, de ce ai avut pretenții de la mine să spun despre Andra ce-o zis? Dar eu ți-am spus a doua sau a treia zi că probabil eu am exagerat, doar am venit la tine din casa băieților și ți-am spus. Da. Poate că eu am exagerat vis-a-vis de tine, pentru că tu, într-adevăr, ai vrut să fii imparțial, ai fost la mijloc, ok, dar am lămurit chestia aia. După aia tu iar te-ai legat. Dar tu mi-ai spus că nu mai considera prietena ta. Ok, și tocmai de aia ți-am spus că dacă nu mi-ai spus, ai fost îndreptățită să nu-mi spui. Dar tu, prima dată, tu nu m-ai considerat. Eu am avut încredere în tine și eu ți-am spus unele lucruri. Da. Ai venit și le-ai spus în emisiune și... Da, voi n-ați spus în emisiune nimic. Fată, ar trebui să fii supărată pe Jador că vorbi despre tine. Da, Jador să intre în direct și să spună ce are. Dar normal că nu o să spună ce-i convenie lui. Da, să spună adevărul. Adevărul știți adevărul, voi, adevărul, exact. Păi și dacă noi îl știm, de ce s-au băgat alții? Eu m-am băgat între alții să spun adevărul, nu. Alții, de ce se bag între mine să spun adevărul? Pentru că te dai ceea ce da, de ce se bag între mine să spun adevărul? Eu m-am băgat între alții să spun adevărul, nu. Pe mine nu mă interesează adevărul altora, mă interesează adevărul meu. Bun, și nici Ligi nu s-a certat cu mine. Păi tu n-ai înțeles ce am spus eu. Ba da, dar nu s-a certat, dar mi-a spus că o să mai ascult. Fata, tu înțelegi ce-o spus ea? Eu am înțeles. Diferența care e că Andreea nu s-a dus la Ligi să-i spună n-o sufăr pe Andra. Ceva. Paula, asta nu mă un pic să-i mai spun ceva. Eu m-am certat cu Comănici foarte tare. Și eu nu suportam, nu băgam în seamă. Și totuși, Ligi lua apărarea și era prietenă cu ea. Bine, nu cea mai bună. Vorbea cu asta, cu ea. Și vorbea. Și pentru ce trebuia să fac? Să nu mai fiu prietenă cu ea? Nu, frate, eu nu te pun să alegi. Înțeles, dar Ligi, dacă m-am întâlnit cu ea, că i-am de ce? Atunci, de ce să mă pună să nu mai vorbesc eu cu Andra? Dacă tu n-ai făcut același lucru. Chiar nu pare treabă cu pare mine. Pe mie mi-a spus că are. Păi, dar mi-a arat chiar ați vorbit. Sunt pervers. Într-adevăr mi-a zis, bă, Paula, te-am făcut pervers în contextul ăla. Și atunci ce ți se pare ieșit din comun? Și eu am zis, am întrebat-o, cum ți s-o părut, o să aduc telefonul și o să întreb cum de sau de ce aici. Nu mai știu. Da, aia a fost tot. Paula, ți se pare greșit că am întrebat-o cum de a ieșit cu Paula, dacă ai făcut-o perversă? Nu știu ce e. Că dacă nu știi, nu-ți mi-a dat cu părerea. Bă, că sunt știți cum văd eu aici lucrurile? Fiecare își menține o părere. Eu vreau tu la fel, ea la fel, ea la fel și nu ajungeți nu știu că... la un comun. Nu, exact. Nu e așa. Și care e faza cu mesajul? Nu, eu i-am dat mesaj. Când am auzit că ești că... Ligi, cum de sau de ce ai ieșit cu Paula? Că ai zis că nu mai ești, că e perversă. Și ai spus ei. Și ea i-a spus lui Livian. S-a cerut. No, care au greșit? Eu sau Ligi? Că nu mai înțeleg nimic. E extraordinară ziua, dar azi nu poți să-ți mai dai cu părerea să spui că îți place de o persoană, că acum gata, ți-are toată lumea în cap. Se agită toată lumea, se atacă, se aia. Tu știi ce se va întâmpla. Până la urmă aici toți ne dăm cu părere. Nu știi ce se va întâmpla? Păi, eu, sincer, eu nu mă așteptam să aveți reacțiile alea după ce am plecat și că am zis, bă, am zis, da, îmi place Livian, dar faza de aia nu că voia să schimba foarte de Andrei. Pentru că eu n-am plâns. Paula e martoră, eu n-am plâns. Nu. Era chestia că Andrei o sunase, era pe handsfree. Și la care Andrei te-a întrebat, Bia, ce faci, plângi? Și ea zice, da. Și după aia au zis, bă, pe bune, plânge? E, nu, am glumit. E,
Mai a fost, dar... Păi și-l s-o fi gândit el, că dacă a zis că a glumit... Da, e adevărat, deci da. Nu cum mințit, Andrei, nu mințit, Andrei. Și pe mine Andrei. Numai la cap și nu făceam atâtea discuții. Dacă nu se pornea, Jador și cine a mai discutat în emisiune, aia era despre mine. Păi mă scoateți, ce faceți? Mă scoateți aici de Panaram, în direct sau cum? Păi eu aia am zis când ai plecat tu, că a fost aia că pe mea nu te mai puteai apăra. Toată lumea, am văzut ce se întâmplă aici și am zis, pă, uite, pe și acum ce aici să fac dacă aveam probleme acasă, nu mai plecam, nu, să rămâneam da, aici blocat. Dacă ai spus de Livian, clar că s-a activat toată lumea. Păi ok, dar n-am făcut, nu am făcut, ce am făcut? Am tras de pe aici, m-am gelit, am plâns, m-am pus în genunchi, m-am tăvălit. Ce am făcut eu înainte? Că tocmai n-am făcut nimic. Ce am făcut? Ai zis că n-ai făcut nimic. Ce ai să postezi? Că-ți place de el și chestii de Bia, de-a. Tocmai asta e ciudat, aici n-ai spus nimic și când ești afară. Adică puțin da, dubios, asta vor să dubios. Dar nu am zis nici când eu am vorbit seara cu Andrei și știam că e cu el în cameră și am zis, bă, să-i transmis lui Livian că-mi place de el. Poate ai avut curajul, n-a. Oricum, eu știam că ea știe gen că mie îmi place Livian. Dar de unde să știe? Tu ai zis pe material, că ți-am zis că ea te place, ți-am zis. A, era perioada când erai tu mai, da. E, vezi? Erai tu mai... Deci mie nu s-a părut ceva așa. Văzusem niște chestii, dar nu... Dacă și mie mi-a spus... Și de-aia, eu am început să atac în momentul în care mă întreb pe mine de ce am simțit nevoia să postez. Păi spun de ce am postat. Eu am început să atac și să mă activez mai rău și să spun mai multe chestii în momentul în care eu am văzut primul episod după ce am plecat. Toată lumea la foc aici, toată lumea nebunit, toată lumea era pornită cum toată lumea. Cum? Păi tu ai vrut. Dar tu ai vrut, Bia. Păi da, nu, eu nu am gândit asta. Am zis, bă, oricum o să aud, dar nu o să dea mare importanță. Eu așa am crezut, părerea mea, n-am crezut că o să-mi dați atâta valoare mie, știi? Eu știu că am valoare, dar n-am crezut că o să-mi dați atâta valoare, înțelegi că ai idee. Păi noi ți-am dat ce ai vrut tu. Bă, Andreea v-a zis un lucru atunci, era pe canapea. Da. Și mai departe trageți voi concluzii, dar eu nu... Eu? Da. Păi știu ce a spus. Ce a spus? Că te folosești de chestia asta, adică vrei... Nu, nu, Andreea a zis că vă agitați prea tare și că înseamnă că vă joc prea bine dacă ați luat foc da, așa toți. Dar, păi noi tocmai, știam, dar noi știam toți. Bun, dar nu mă așteptam să vă nebunească Dumnezeu, să vă ia capul razna. Noi, avea dar tu așa că mult. Cei păi ea pe cartea, Andreea aici spunea că lui nu-i place. Păi, fata, eu dacă nu mai eram în casă, dar tu de ce făceai crize de gelozie pe aici? Dar ce crize am făcut? Aruncai pe aici, desenai poze, te-ai dus dincolo. Nu, ți-am desenat poza. Și te-ai ridicat pe aici. Dar asta cu desenatul pozei, ceva? Ai plâns pe acolo, pe mă, Mariana, dar n-avea legătură cu tine. Păi, Liviana, așa, nu-i parcă te linezi. Dar poate el așa. Nu avea legătură cu tine. Noi, la noi a fost totuși cu totul altceva. Okay, a fost că el nu mi-a zis mie atunci de mesaje. Bun, eu am văzut reacția voastră, eu am reacționat așa. Duceți-vă și voi, faceți și voi vloguri, ce sunt? Bia, acum vreau să fiu imparțială. E normal dacă am un iubit să nu spună că vorbește cu alta, adică... Dar nu era că trimisese mesajul și am intrat în emisiune. Doar că te supe, adică nu-i ceva de să nu mă pună pe mine într-o situație proastă cum a afirmat el. Nu, a ținut să nu spună și poate ne-a dat importanță. Dar nu că era vorba de câteva ore, adică nu... Ok, dar poate ne-a dat probabil oricum a vrut să-i spună, dar n-aia s-a supărat, că și-a făcut la fel. Înțelegi? Poate n-a băgat în seamă și n-a simțit nevoia să spună. Ce azi, bă, vorbește acasă? Ei, lasă-mi dar... chiar așa și dacă vorbea cu unul și nu-i spunea? Băi, vrei să zic ceva? Mie Livian oricum mi-a dat nimic de înțeles, înțelegi? Păi știi. El mie nu mi-a dat nimic de înțeles și nici ce am zis acolo. Da, am zis, zic, băi, știu mesajele, știu. Da, ok, am zis, ești băiat inteligent. Și poate o să poate să te ajut cu ceva, dar asta nu înseamnă că mă duceam eu separat, ce... eu n-am să-mi fie ceva, nu m-am referit. Eu știi de ce mă mir? De reacția ta, adică ai stat de un an de zile tocmai în casa asta, știi că se poate întâmpla orice, ăla să spună că îi place de ăla, se poate schimba situația, adică tu știi mai bine ca orice din casa asta. Eu am văzut mesajele. Ce mesaje? Între voi doi. Păi ok. Și dacă era ceva... Bine, și dacă eu nu vreau să-i răspund la unui, dau bloc. Dar nu ai zis că nu vrea să-i răspundă, el era curios că noi doi suntem noi pe același. Dar de ce ești curios? Îi dau bloc, nu-mi place. Te supără iubita mea, îi dau bloc. Ok, dacă a fost vrăjeala lui, a fost și vrăjeala mea. Dar asta nu înseamnă că nu mi-a plăcut sau că nu-mi place. Place, dar nu-mi place, mai ales acum, după toate discuțiile alea, nu-mi place la un nivel exagerat. Înțelegi?
Că normal că după ce-o făcut cu tine, așa nu mai poți să-ți placă la fel de tare. Tu crezi că mie îmi convenea gen să vin aici să mă cer și să văd că îți dă el ție satisfacție sau că mă înjosește pe mine în emisiune sau așa? Nu, eu n-am gândit așa, înțelegi? Și nici la ora acolo nu gândesc așa. Că pe mine n-are cum să mă înjosească nimeni, oricât ar crede ei, ei doar în capul lor. Dar nu te aștepta din partea lui. Nu se aștepta pentru că îl știa într-un alt mod. Da, nu mă așteptam pentru că l-am văzut că e un băiat educat, manierat, galant. Cum mai vreți voi și ce mai știți și voi. Și am văzut că ia foc și se enervează și n-am înțeles o chestie. În momentul când s-a aflat în emisiune și s-a dat cu conversația cu ceva, mamă, ce nervos era, ce... N-am înțeles de ce. Pentru că m-a enervat pe mine. Pentru că m-a enervat pe mine și îmi știu de mă enervat. Ok, așa începem să descoperim oameni. E un caracter, așa e, poate acum a fost așa, după s-a schimbat și m-a schimbat de foarte multe ori. Nu judec, n-am venit să dau un cap, să facă fiecare ce vrea. Dar eu oricum, eu am înțeles ce era de înțeles. Eu chiar am înțeles ce era de înțeles. Serios. Și nu, dacă vreau să zic ceva, o zic. Uite, de ce zic, așa vreau eu să zic. Poți să mă tragi pe mine, la spune, de ce ai spus? Că așa vreau eu. De ce? Uite, că așa vreau eu. De ce îți place? Poți să mă condamn pe mine? Nu. Știi, mi-ai zic că asta nu e atat de dușman. Mă enervez de atac acum, dar nu sunt nici omul ăla impulsiv și rău să am dușmania aia în mine, înțelegi? Că nu am, dar dacă mi-o activez și mă enervez și mă duci la disperare, atunci te scot din viața mea. Se schimbă comportamentul. Și mă schimb total și o să vezi în mine un monstru. Nu o să mai vezi Bia, nu o să mai vezi nimic. O să vezi doar negru. Pentru că da, am și eu asta suflet, am și un temperament poate mai vulcanic, poate mai sensibil. Și uite că mă ia capul. Dacă mă ia capul, ce vrei să fac? M-am întors să-mi spun opinia, e așa. Și uite că nu vreau să intre Jador în emisiune, să mai vină el pe video și nu știu de ce. De mine trebuie să... Dar nu știu, pentru mine să nu mai intre niciun Jador pe video pe alea, pentru că... Pentru tine. Nu, că a fost discuția aseară și pentru mine, referitor la ziua de astăzi. Ok. Nu vreau să mai intre Jador în emisiune, pentru că și el când a lătrat aici în emisiune, eu n-am fost să spun nimic și nici nu m-a sunat nimeni să intru pe video și pe alea. Cum mă scoate el pe mine în emisiune, păi cu ce ocazie ea? Și dacă făceam ceva și ultima stradă, dacă eu era aici, nu avem voie, cine era el? E judecător? Cine e el? Dumnezeu? Jador? Cine e Jador? Că îmi zici Jador și mă gândesc la alte alea, despre ce vorbim? Dar el așa curat, el așa un sfânt, a vorbit de mine, cu ce ocazie? Că vai, Doamne, am vorbit de tine pentru Bogdan, hai nu zău! Dar cine era? Ce treabă avem eu cu Bogdan? Ia? Și de ce avă? Cum adică pentru Bogdan? Dar pe noi să nu ne mai... Ce ne facem? Ne luăm aici de proști între noi sau care-i faza? Nu mai, că și eu sunt nebună și eu dacă mă aduce cineva în stare nebunești, nu că te ia capul, n-ai cum să stai așa în mod. Sunt eu tăcută, am avut bun simț la început, dar nu pot să mai am, deci chiar nu pot. Când văd atâtea discuții și atâta prostie și atâtea manevre, deci nu mai pot. Păi mă judeci pe mine, mă subestimezi pe mine, tu ești judecat ca fiind cuplu fake și tu vii și mă judeci pe mine că fac eu manevre în casă. Cu ce ocazie fac eu manevre ea? Păi asta e ăla ultimul detaliu la care mă gândeam eu de manevre și de alea. Dar despre ce vorbim? Eu nu sunt pe urmăritor pe de-astea, n-am eu treabă nici cu favoriții, nici cine m-am ieșit în gală favorită și așa printre alea trei persoane. Mulțumesc, cine vrea să mă voteze, mă votează în continuare, dar eu nu am treabă cu lucrurile astea. Și chiar nu am treabă, nu mă judeca pe mine de strategii și de alea. Chiar nu vreau să-mi obosesc eu mintea și creierea și ăsta cu strategiile voastre și cu manevre și cu alea. Prin deducția mea. Eu, Roz, într-adevăr, când a fost vorba de Bianca, am fost imparțială tot asta timpul. E. Și atunci nu știu dacă ăsta e un motiv sau nu, pentru dar că nu mi s-a spus că tu ai vorbit clar de rău pe Bianca și dintr-o dată te-ai dat de partea ei. Încă o deducție. Păi eu am spus că ea e mai falsă decât noi. Mari și pentru Bianca au fost mai distante față de mine și nu le-am simțit apropiate. Bianca mi-a dat un sfat la început. Dar n-am putut niciodată să zic nimic de Bianca sau de Mari, pentru că nu s-au legat de mine niciodată. Bianca are o finețe de nedescris. Ea nu se dă nici cu stânga, nici cu dreapta. Ea e acolo și când e momentul, ajută stânga, ajută în dreapta. Pe când colo, veninul se dă pe lângă un om, pleacă omul ăla, se dă pe lângă altul, îl zice pe omul ăla și pe aia vine omul ăla și îl înlătură pe altul. Veninul fiind... Alianța. Eu sunt Cobra Supremă, v-am și spus într-o gală. Tu? Era Andreea.
Nu, eu sunt. Nu e compromis. Și cu o mândrie și o nonșalanță spune că ea e regina. Și Andreea este doar un pion sau nu știu ce. Nu, asta spune. Nu, ar vrea să... E tabla sau nu mai... O spui tabla. Știu că rolul tău mai nou în casă e să bagi intrigi între oameni. Nu, scot adevărul la suprafață, doamne. Ce crezi? Discuțiile au loc sub camerele video, așa că orice se poate demonstra, oricând, uite că dacă nu aduceam eu astăzi în discuție... Am spus că Andreea este regina ei, iar eu sunt regina mea. Iar eu am zis, sunteți pe aceeași tablă, amândouă. Să înțeleg că una e în față și aia altă în spate? Pentru că sunt diferite. Hai să ne ascultăm când vorbim. Dacă ești prieten cu cineva, asta nu înseamnă că suntem pe aceeași tablă. De fapt, suntem pe aceeași tablă pentru că suntem prieteni. Nu puteți spune că eu caut intrigă dacă aduc adevărul aici în discuție. Adică voi faceți materiale sau cum? Care mirarea mea? În spate? De ce doar aici? Tu? Asta da, Livia, nu numai în spate ne plac materiale. Nu, materiale între voi, că aici căutați materiale. Dar voi vă înțelegeți bine? Voi aveți ceva de împărțit? Nu, doamna Andreea, se infinează. Nu, eu n-am nimic cu Andreea, absolut nimic. M-am supărat pe ea pe o fază. Pentru că Livia mi-a spălat un pic cu creierul de asta, dar n-are de ce să se supere pe mine, serios. Pasă, Andreea, dragă, că noi discutăm, nu-ți fă griji. Totul se rezolvă la noi. Mai Paula, acum n-au nimic, până acum erau de jumătate, acum nu mai au nimic. Vreau să știu. Vreau să știu. Vă zic eu dialogul de afară, tu, fată, hai ca să ducem la final războiul, să spargem tot, hai să fim... Chiar dacă, scuză-mă, nu, am greșit. Așa, acum, așa ai făcut și tu cu Andra, nu știu ce, hai să ne fie bine, eu unul. Așa ai înțeles tu, Livian, că a spus eu? Nu, așa o zice. Deci crezi că ele o să te certe la un moment dat? Nu, dar bineînțeles, doamna Andreea. Nu. Asta e planul lui și al lui Bianca. Amândouă au zis că-s regine, iar două regine pe aceeași partie nu există. Bineînțeles. Fiecare e regina. Dar până la urmă, toate femeile sunt regine. Am și specificat, dacă tu o înțelegi în lumea. Dar regine cu abțineri? Eu sunt reținută. Fiecare e regina cuiva. Există material care nu are capacitatea să mă autoproclamat. Se uite la materialul. Dacă e oală, ceva bun, dacă nu e bun. Îmi pare rău. Andra, tu ce ai avut de împărțit cu Paula? Nimic. Paula, ce am de împărțit cu tine? Eu am spus doar că ieri în emisiune sau altă, a spus că simte că eu am ceva cu ea, dar aseară în cameră totuși mi-a zis să nu pun la suflet ce se întâmplă în emisiune, da. Că n-ar trebui să pun la suflet atât ea cât și ideea, că erau împreună. Și am zis că dacă totuși a simte că am ceva cu ea, de ce în cameră niciodată nu spune? Iar în emisiune, dintr-o dată, a zis că eu, nu știu, simte că nu am eu personal ceva cu ea. Acelea să termin, că eu te respect. Deranjez eu cu ceva, dar nu știu cu ce. Probabil am deranjat-o, dar trebuia să-mi spună, n-am știut asta. Mi-a spus doar în momentul în care a venit Andreea în casă și atunci mi-a spus și ea și Ligii că ceva nu e în regulă cu mine. Dar lucrurile astea nu le-am știut până... Ok, să spun și eu? Sigur. Știți care e diferența dintre noi și Paula? Ea le spune pe la spate. Lasă-le pe ele două. Nu, eu vreau să spun ceva. Eu spun în față. Păi, și Bia, i-a povestit, a făcut-o în toate felurile pe Andra. Să n-adoarmă. Și tu piruiești niște. Să n-adoarmă decât o lege. Uitați. Dar eu le-am în spate. Trebuie să elimini toate. Spun și în față. Spun și în față. Doamne. Nu cred că Paula vorbește pe la spate. Ia zi, Andra, ce sunt? Păi i-au dedus greșit, căci că de când a intrat Andreea, eu cu Ligi vrem să o atacăm. Dar, de fapt, faza a fost că ieri nu ne-a lăsat deloc să vorbim și nu ne-a dat gen respect. Pentru că noi vorbeam în trecut, am dedus alte chestii și atât au fost. Eu nu am nimic cu tine, tu nu ai nimic cu mine, nu avem de părțit niciun bărbat sau... Ce știu eu? Aș vrea să fac și dacă ați avea să-l împărțiți frumos. Da, să-l împărțiți frumos! Dacă ești cu Andreea, tu cu cine ești aici? Nu e vorba de relația ta. Lasă-le pe femei să-și discute problema, că e urât, știi? Să te bași că nu este cu... A fost o completare? Nu e nevoie de completarea ta. Vorbește iubire, zi tot! Nu e nevoie. Iar ieri n-am văzut. Știți-te că știți eronat. Știu să fac completări sau completări, Ligi? Că nu știu. Adevărul tu are, Liviane, ce nu știi? Copii completări. Ambele pentru mine le spun. Insinuează el ceva, dar... În cameră, Paula a văzut că oricum și pe drum, toate ne-am distrat, am cântat și era foarte afectată de faza ce s-a întâmplat în casă și Andreea, Dea, a zis, păi nu mai fi așa afectată, nu mai pune la suflet și am văzut că chiar suferă, gen plângea și am zis, hai Paula, de ce plângi? Lasă-mă cu de astea și... Nu, eu n-am zis, nu m-am exprimat așa. Nu mai vreau să vorbesc. Am zis, lasă-mă, nu vreau să vorbesc. Eu pur și simplu am văzut că tu, gen, suferi sau chiar... Se vedea că suferi, că plângi și am zis, băi, ne certăm, nu ne certăm, dar eu nu pot dură pe nimeni. Eu sufăr și în spatele camerelor pentru că sunt fals. Și te-am întrebat de ce plângi. Atât, am greșit cu ceva că te întreb de ce plângi? Adică dacă nu o bagă în seamă, greșesc. Dacă o bagă în seamă, greșesc. Atunci, foarte bună, ia-ți o cameră singură că tu ești the prince.
în ceas și tu ai spus că vrei să-ți iei cameră singură. Păi nu, dar ție nu-ți e ok nici cu Mariana, că nu ai stat niciodată cu Mariana, nu-ți e ok nici cu fetele. Ție nu-ți e ok cu Mariana, că nici cu Bia, că o iei pe Bia în jos și că ai sunat-o, că n-ai sunat-o. Și cum e în cameră și cum sunt pe Bia, să spui că nu. De asta vorbeam, Mandra, că tu... Dacă ție nu-ți e să stai cu mine, vezi cum e mie, într-o formă pe Bia. Nu mă compătimi nici afară, nu, cum e necesar, nu, 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 nu. Știi? Deci dacă ție nu-ți okay. convine ceva față de mine, uite, mă iei fai frumos de mână. Cum ai făcut-o, nu? Andruța, dragă, Andra, pruncă, cum vrei tu? Și spui, uite, nu-mi convine chestia asta, da? Nu o sunt pe Bia, sau pe fete și să spui, cum ai făcut-o? Faci așa, așa. Pe asta a făcut Paula, a făcut pe Bia, așa a făcut tu. Și în momentul ăsta ești perfect. Și pentru mine nu schimb ideea. Și gata, atât. Sunt perversă. Pe părerea mea, da, sunt și gata seara. Dar ce să mai zic acum? De aceeași părere. Mă scoate Paula, numele nu am nimic. Paula, dacă aici avem ceva de împărțit, să spui tu mie. Dar eu sunt sigură că nu am nimic de împărțit. A zis ceva de rău de tine pe la spate? Ai auzit tu ceva? Păi clar că dacă mă aruncă pe balcon, eu nu cred că e ceva bine. A fost chestia cu Jador. Dacă a scoat ea, fie nu să confirme. Să știi ce s-a întâmplat în emisiune. E asta, că ea s-a întors înainte. Ea m-a atacat de când am intrat în casă. Cum spui asta că sunt perversă, Andra? Acum, în momentul ăsta, îmi spui că sunt perversă. Dacă nu te-ai lupta cu o fată pentru Bogdan, n-ai fi cu Bogdan. Și te-ai lupta cu acea fată pentru Bogdan, pentru a-l cuceri pe Bogdan. Da, dar trebuie să-i spui și în față, nu pe la spate. Exact.